Oameni uitat de noi, suntem sărați și de nevoi. Doamne, ocrotește-i pe români. Doamne, nu uita de noi, suntem sărați și de nevoi. Doamne, ocrotește-i pe români. Sărăcăța răbogată, multa-i tăi supărată, Doamne, ocrotește-i pe români. Sărăcăța răbogată, iată ești loc supărată, Doamne, ocrotește-i pe români. Ne-au rotit banuri și ploi, și necazuri și nevoi, Doamne, ocrotește-i pe români. Doamne, când e îndura și de sfântă țara mea, Doamne, ocrotește-i pe români. Ține-i, Doamne, în faza ta, ochi și unde s-a ta, Doamne, ocrotește-i pe români. Că s-au dus în țări străine, să trimită la atunci câine, Doamne, ocrotește-i pe români. Lui Dumnezeu ne-am rugat, Dumnezeu se va mila, Doamne, ocrotește-i pe români. Să fie mai bine în țară, să se-ntoarcă ca să iară, Doamne, ocrotește-i pe români. Românie, mamă dragă, să-mi florești la primăvară, Doamne, ocrotește-i pe români. Să-ți sărutăm tricolorul, că camuța-n purtatorul, Doamne, ocrotește-i pe români. Doamne, mai încoace roata, schimbă-ne cu bine soarta, Doamne, ocrotește-i pe români. Da, dragilor, bună seara! Bine ați venit la apelul de seară! Suntem aici pentru dumneavoastră întotdeauna. Să sperăm că vom veni din ce în ce mai mult. Să sperăm că dumneavoastră veți reuși să postați, pentru că dacă nu veți posta, nu vom avea cum să cum să ne vadă lumea, pentru că e un cont nou. Am făcut iarăși un cont nou, pentru că celelalte conturi au fost sparte și mi-au fost furate. De aceea să vă rog să postați, inclusiv pe cei care ați intrat aici, chiar pe pagina Timon Lipciuc, pe pagina pe care am făcut aseară live-ul, pentru ca să vadă lumea să intre și încet, încet, după ce vor cere aici cereri de prietenie, bineînțeles că le voi aproba și vom face înapoi, vom reveni înapoi la normal, așa cum eram pe contul respectiv. Bună seara, vă spun tuturor. Bună seara, Mihaela Ciurea, bună seara, Cornelia Dorofte, Ileana Hand, Cristina Stângă, Mihai Sandi, Cornelia Dorofte, deci Mariana Bărbuia. Bună seara tuturor, vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi și vă rugăm să postați, pentru că dacă nu postăm, să știți că aici rămânem singuri. Între timp a apărut Mihai Harapu, Iordana Vardare, Alina Daniela, încet, încet lumea începe să apară. Avem discuții foarte importante astăzi. Există și cineva care dorește să intre în direct să vorbească prin telefon, un anumit domn Nicolae Cornea. O să încerc să-l contactez, să vedem ce dorește. Și vom merge înainte cu programele noastre, cu ceea ce am promis noi tuturor românilor din întreaga lume, bineînțeles. Am un pic de trac, sunt
foarte puțin nervos. Sunt puțin nervos, nu foarte puțin nervos. Sunt puțin nervos din cauza că am avut unele discuții cu unii dintre amicii sau prietenii, ca să spun așa, de prin rețelele astea de socializare, unii pe care eu speram că la un moment dat să vină către noi sau să mergem noi către ei, să ne unim, să putem face o forță, o forță cu care să putem duce înainte toată lupta aceasta. Se vede că până la urmă vor rămâne singuri care vom duce această luptă și o vom duce, noi nu ne vom opri niciodată. Se vede acest lucru clar, l-am înțeles, acum l-am înțeles foarte bine. Ni s-a spus că nu putem colabora pentru că cineva, mă rog, cineva acolo sus nu dorește ca noi, cei din PPFR, să ajungem să conducem țara. E clară treaba. Nu vreau să dau nume, rămân doar cu gustul amar pe care l-am avut într-o discuție amicală și să sper că e să vedem cum sună domnul respectiv în țară. Alo, bună seara! Alo? Alo! Bună seara! Hei! Spuneți, vă rog! Da, vorbim cu dumneavoastră. Da, am înțeles. Mi-a dat numărul dumneavoastră, mi l-a dat domnul Mihai Meheș. Vă ascultăm. Da, da, sunteți da, în direct la apelul de seară și sunteți auziți de către toți. În urmă, cu două luni de zile m-am operat aici, la Domnul Severin, de tumoare la maxilar, formațiune tumorală, sinus maxilar. Și după două luni de zile, operația mea a reușit și, din păcate, trebuie să am o nouă intervenție. Și după tot ori care m-am operat, și a fost și la știu că nu are ce să mai facă și decât am o umple de medicamente. La fără de asta mai am o bolă de naștere, enuregic, se numește. Se manifestă pierderea uinei noaptea, fără să simt. Iar această boală s-a îmbolnăvit și nici spatele. Înainte de operație m-au găsit și cu atac de panică, unde am primit o trimitere la dâncul de familie ca să merg la la psihiatrie și se dea un tratament pentru această problemă, dar cea mai urgentă e aceasta care trebuie să am o nouă intervenție. Am vorbit astăzi la Tișara la o clinică, unde ar trebui să ajung miercuri în care să vedem la un control să vedem dacă pot să se numește acolo la dacă nu cred dacă... Vorbiți mai tare un pic, că nu vă auziți. Cu ce vă putem ajuta noi? Cu ce vă putem ajuta noi? Păi, în urmă cu 20 de ani, o mai prescurt, în urmă cu 20 de ani, la Spitalul Italia Crema, unde au descoperit diagnosticul, spunea deși că eu aș putea să beneficiez de un grad de handicap cu această inurezi și ulterior bolile apărute în timpul anilor, până la 40 de ani. Am fost internat în aprilie la urologie la Domnul Severin. Doctorul mi-a spus că nu pot să beneficiez, fiindcă am ambilii chiar dacă bolnaș, mi s-a făcut niște analize acolo. Noi putem face, doar ca să nu pierdem timpul nici pentru dumneavoastră și nici pentru noi, va trebui să trimiteți toate datele astea despre care vorbiți la domnul Mihai Meheș, ca după aia să le centralizeze și să luăm într-o emisiune discuția asta. Dumneavoastră, noi nu avem puterea sau posibilitatea să dăm oamenilor sau să facem ceva din genul ăsta. Singurul lucru vă putem face publicitate, restul rămâne la latitudinea celor care lumea a votat. Asta este situația. Nouă ne pare foarte rău pentru că, vedeți dumneavoastră, marea majoritate a oamenilor din întreaga lume, marea majoritate a românilor suferă în continuare de boli, suferă de anumite probleme care ar putea fi remediate, dar care, din păcate, rămân nerezolvate pentru că cei pe care noi am ales
nu se gândesc la noi. Noi nu putem face pentru că nu suntem la sentiment cu noastră, nu suntem factori de decizie în România. Asta e singurul lucru, ca să fim solidari, putem fi solidari, putem face dacă aveți un cont, să facem o propunere ca cei care ne ascultă să vă trimit acolo un euro, doi, cât poate fiecare, pentru boala dumneavoastră, ca să puteți merge să faceți operații dacă e cazul. Dar mai mult de atât nu putem face pentru că nu avem cum, nu are rost să pierdem timpul. Mulți oameni își pun speranța și noi chiar, pe mine chiar mă doare faptul că nu pot să intervin, mă doare faptul că nu pot să fac ceva pentru sufletul fiecăruia care într-adevăr este necăjit. Dar situația reală este asta, până când nu vom ajunge la putere, nu vom putea face nimic. Am scris foarte multe lucruri, le-am așezat în pagină, am stat de vorbă cu, chiar v-am spus astăzi, mi-a lăsat un gust amar, o discuție amicală între mine și cineva care mă așteptam până la urmă să putem colabora. Mi-a spus clar, eu nu vizez cei din staful meu, nu sunt interesați de numele partid, nici noi nu dorim partide. Problema este că partidul, până la urmă, deci este cel cu care poți candida în alegeri și poți face pentru a schimba ceva, numai cu partidul poți. Deci, așa că am rămas cu un gust care nu mă așteptam la răspunsul respectiv, deși știam că era o persoană pregătită și ar putea să, cum să spun eu, înțelege anumite lucruri. Pentru că atâta timp cât nu ești pe listă prezent acolo, nu te votează nimeni, nici tu n-ai mai departe să lupți pentru țară. Deci asta este ideea, că dacă nu suntem prezenți pe listele electorale ca să ne voteze lumea, nu vom ajunge niciodată la putere și nu vom putea face nimic pentru semenii noștri, inclusiv pentru noastră, care, uitați, sunteți într-o situație destul de tristă, dar noi suntem de partea cealaltă, rămânem doar cu gustul amar că nu putem să facem absolut nimic din punct de vedere legal ca să vă putem ajuta. Oricum, este bine să țineți aproape de noi, este bine să vă scrieți. Avem și noi o asociație cu oameni cu dizabilități pentru care va trebui să luptăm. Noi dorim ca... Asta vreau să vă spun că soția e operată de 7 ani pe cont de schimb de inimă și după operație la trimunia de a gaz 2. Noi le știm pe toate astea, noastră scrieți că nu le știm. Problema este că, deci înscrieți-vă, puteți vă înscrieți la noi. Eu doresc să lupt ca una dintre persoanele cu dizabilități să ajungă în Parlament, să vă reprezinte direct, să vadă cei din Parlament că există oameni cu dizabilități, să vadă că sunt oameni bolnavi, să lupte cineva dintre noastre pentru drepturile noastre în Parlament. În Parlament sunt toți sănătoși, ei au bani să se trateze, nu au niciun fel de problemă cu nimeni și nu interesează de restul lumii. Asta este marea problemă pe care românii noștri de regulă nu o înțeleg. Dar să sperăm că lucrurile se vor schimba în bine. Noi, v-am spus, domnule Cornel Nicolae, vă susținem, cum a spus? Cornea. Da. Cornea Nicolae, da. Domnule Cornea Nicolae, noi vă susținem și... Fac cerere pe Facebook și acolo puteți să spuneți mai mult de unde să găsesc formularul respectiv. Da, sigur, intrați, o căutați pe doamna Mihaela Ciurea și la ei o să vă dea toate detaliile ceea ce privește scrierea în partid și peste tot. Ori domnul, dacă nu, Paul Vasilache, deci unul dintre acești domni imediat vă lua legătura cu dumneavoastră și vă ajuta. Din alte puncte de vedere, noi nu că nu vrem să vă ajutăm, noi facem absolut ce ne stă în putință. Ne spune doamna Mariana Navalici din Germania, domnule, de la telefon, te rog să iei legătura cu mine, din puținul meu te ajut. Mariana Navalici, notați, Mariana Navalici. Da, are la profil o bendiță neagră de doliu. Mariana Navalici. Da.
luați legătura cu dumneavoastră acum și discutăm. Gediu Florin, Timon Lipciuc, PPFR, Timon Lipciuc, PPFR, Timon Lipciuc. Nu este PPFR, păcat că era pe contul. Nu, Gediu Florin, nu te înțeleg de ce ai scris Timon Lipciuc PPFR. PPFR e partidul nostru, dar eu am avut un cont care era PPFR, Timon Lipciuc PPFR, unde avem 3500 de prieteni și unde făceam 60.000 de vizualizări pe seară. L-au spart, mi-au spart toate conturile astea. Contul ăsta care este acum nou, vă rog să dați spre, să cereți prietenie ca să vă aprob. Deci și domnul Mircea Călin Gascu, domnul inginer, ascultați. M-auziți, domnul Cornea? Mircea? Scrieți Călin Mircea Gascu. Călin Mircea Gascu. Și da, deci Călin Mircea Gascu. Intrați în legătură și cu domnul Gascu, că dorește să vorbească cu dumneavoastră, să vadă cu ce vă poate ajuta. Ok? Da. Bun. Deocamdată, astea sunt primele ajutoare ale noastre. Să fiți iubit, să fiți sănătos și să vă ajute Dumnezeu să treceți peste toate greutățile pe care le-am. Să ne mai auzim cu bine. Sănătate. O seară bună. Da, dragilor, așa începe seara. Una dintre veștile proaste, una dintre veștile care românii noștri suferă și iar suferă. Iar noi suntem cei care suntem puși într-o imposibilitate de a ajuta, pentru că suntem și noi la fel ca și dumneavoastră. Gediu Florin ne spune, domnule președinte, facem politică sau live-uri de binefacere? Domnul, facem politică, domnule Gediu. Din păcate, nu puteam să-mi răspund la un telefon pe care un apel al unui om care este bolnav. Vedeți, dumneavoastră, fără să vrem, suntem implicați și în chestiile astea. Nu avem de ales, de aceea va trebui să împăcăm și capra, și ursul, și varza. Dacă nu ai grijă de acești oameni, după aia spui că ești depăsător, cum vrei să-i reprezinți și așa mai departe, absolut de toată lumea noi trebuie să avem grijă. Da. Ne întoarcem la oile noastre de ieri seara. Am avut foarte multe comentarii. Nu știu care mi-a pus întrebări, dar eu n-am mai putut să răspund, pentru că, nu pentru că nu am vrut, pentru că nu am putut. Mie Facebook-ul nu mi-a arătat acele mesaje. Dacă mi le-ar fi arătat, eu aș fi răspuns. Din păcate, asta este. Haideți să vă salutăm pe toți. În ce membri mai aveți în partid? Domnule Gediu Florin, nu sunt întrebări care trebuie să mi le pui mie direct, dar uitați. Doamna Mariana Bărbuia, doamna Marinela Nico Tornada. Da? Mergem mai departe. Aveți foarte, foarte, foarte mulți membri. Iordana Vardare, domnul Petre Ișman, da? Florin Marius Cosma, Mihai Harapu, Mihaela Ciurea, Cornelia Dorofte, Ileana Han. Sunt foarte mulți, acum nu trebuie să-i văd pe toți ca să vă spun dumneavoastră. Deci dumneavoastră luați legătura cu unul dintre ei, după care dumneavoastră vă vor spune dacă aveți nevoie de câți membri. Noi suntem 1200 de membri, care suntem cu adeziuni peste 1200 de membri, așa că veți putea găsi prieteni printre membrii noștri oricând. Da, să trecem la oile noastre, drumul e lung. Eu nu mă voi opri niciodată, voi lupta așa cum v-am promis și voi și realiza ceea ce am promis, pentru că asta am în cap și așa voi face. Ne spune Nelu Stancu, m-am întrebat ceva mai înainte, ați răspuns la următorul comentariu. Nelu Stancu, eu nu știu ce m-ați întrebat dumneavoastră, pentru că nu pot să ajung tocmai la întrebarea dumneavoastră. Haideți să salut pe cei care îi văd, deocamdată atâta mi-arată. Cristina Stânga, Mariana Bărbuia, Cornelia Dorofte, Mihai Asandei, la apel dacii și audă că vor o viață mai bună
pe a lor le strămoșească, să muncească și să crească sara cu unii frați români, da? Ileana Hang, bună seara tuturor! Cornelia Durofte, Mihaela Ciurea, Mihai Arapu, Iordana Vardare, Alina Daniela, bună seara! Eli Boiașu, bună seara! Îi spunem bună seara și domnului Călin Mircea Gascu, Florin Marius Cosma, bună seara, Mariana Navalis din Germania, cea care s-a și oferit să stea de vorbă cu domnul nostru, Petre Ișvan, bună seara, Ion Eremia de la Roma, bună seara, Dediu, bună seara, Alina Daniela, încă o dată, da, să vedem ce a intrat Tornada de Vest, Nelu Stancu, tot nu văd ce ați întrebat. A să vă pot răspunde. V-am întrebat ceva mai înainte. Ați răspuns la următorul comentariu. Păi, dacă dumneavoastră nu mă întrebați, mai scrieți o dată. Daniel Mărvan, bună seara. Deci, dacă vreți să vă răspund, scrieți comentarii, eu o să mă uit. Bună seara și domnului Ion Stanciu. Deci, vin și cărcotașii, ne găsesc așa foarte rapid cărcotașii, pentru că, bineînțeles, așa e și normal. Fraților, v-am spus, nu mă voi opri, voi lupta până la ultima picătură de sânge, ca să putem implementa acest program la care am muncit 10 ani de zile. Este un program multicomplex, de aceea va trebui să în fiecare seară tot să vă spun, tot să vă repet, pentru că nu sunteți în fiecare seară aceiași oameni în direct. În cazul în care fii în fiecare seară și ați venit la emisiune, ați să înțelege. Așa pentru mine este o foarte mare muncă să mă repet. În Ploiești aveți de înființat ceva, domnule Nelu Stancu, deci în Ploiești avem oameni din Ploiești, da? Avem membri, încă nu sunt, cum să spun eu, nu este format o organizație, membri sunt, pentru că nu și-a manifestat nimeni dorința de a lua frâul în mână și de a forma acea organizație. Însă membri în Ploiești sunt, fără discuții. Băi și o serie dintre ei cunosc personal. Deci, cum ar fi Florin Vulsănescu, cum ar fi fiica dumnealui care acum este la facultate și o lăsăm să facă facultatea, ea a fost președintea noastră de tineret pe național, dar acum are de învățat și ne-a rugat să o lăsăm un pic, să o lăsăm mai moale ca să poată să-și facă și ea ce are de făcut. Și asta și temele. Este domnul, unul dintre primii membri care s-a înscris online la noi, domnul Liviu, am un lapsus, care acum este controlor de tren. Deci mai avem câțiva ploieșteni. Chiar sunt foarte mulți ploieșteni. Nu mi-aduc aminte așa acum, pentru că ar trebui să am lista aia în față să-mi aduc aminte care și cine face parte de la Ploiești. Nu vă speriați că nu sunteți singuri, noi avem oameni peste tot. Ducem lipsă de oameni cu caracter, oameni care doresc să înființeze organizația și să țină de ea. Asta e o mare problemă, pentru că oamenii sunt, dacă am găsit și liderul respectiv care și-ar asuma responsabilitatea, ar fi și mai bine, ne-am adăugat, ne-am adunat și am devenit o organizație foarte puternică. Să nu-mi cere sedii deocamdată, pentru că sedii noi nu avem, vom avea înaintea alegerilor cu 2 luni de zile, sigur, pentru că nu putem să ne permitem să plătim o chirie la sedii atâta timp cât suntem încă mici și nu numai asta. Deci nu are rost să plătim niște bani din buzunar ca să faci ce? Înaintea alegerilor alegem cele mai frumoase sedii, le închiriem, ținem alegerile din 2020, după care noi putem fi, după modelul celor din Italia, din 5 stele, pe internet toată ziua, pentru că aici ne putem întâlni. Acolo trebuie să cheltui bani de benzină, de motorină, să plătești parcare, să-ți uzezi mașina și așa mai departe. Să plătești o secretară care să fie permanent la sediu și niciodată nu vei putea, niciodată nu te vei putea întâlni cu toată lumea. Aici te poți întâlni cu toată lumea fără să ai cheltuieli. Deocamdată mulțumim Facebook-ului, mulțumim tuturor românilor din întreaga lume care intră pe Facebook și stau de vorbă cu noi și vin la ședințele noastre în fiecare seară, pentru că la apelul de seară trebuie să devenim din ce în ce mai mulți, ca pentru că toată lumea să știe absolut ce dorim noi să facem pentru țară, pentru popor, pentru viitorul copiilor noștri. Foarte adevărat este că drumul este lung și este greu. Foarte adevărat este că până acum am întâlnit oameni buni și oameni răi. Am întâlnit oameni bine intenționați,
oameni care într-adevăr luptă, oameni care și-au exprimat dorința de a lupta până la ultima scăpătură de sânge și oameni care au trădat, oameni care au luat în derâdere sau care au căutat altceva și nu au găsit aici, pentru că la noi, în Forța România, trebuie să înțelegeți că acest partid este partidul oamenilor care își iubesc țara și un partid care nu este finanțat, nu este sponsorizat de nimeni din lume. Deci, ca atare, noi ne autosponsorizăm, facem ce putem cu mâinile noastre, cu resursele noastre și îi rog pe acești cărcotași care se gândesc la funcții înalte și la bani, la peșteșuri, să-și ia adio de ei. Aici, la noi, la Forța România, nu vom putea oferi, pentru că noi nu avem cheia de la Bisteria Națională a României și chiar dacă am avea-o, am păstrat Bisteria Națională pentru poporul român, pentru oamenii săraci, pentru a putea dezvolta locuri de muncă, pentru a schimba în România ce este de schimbat. Vedeți, noastră, lucrăm pe două fronturi, lucrăm pe frontul politic cu Partidul Poporului Forța România. Deocamdată acesta este numele pe care noi îl utilizăm. Să sperăm că ne-l va aproba de această dată, pentru că ne chemam înainte Forța România. Între timp, un fost judecător care s-a avocat la această oră a făcut Forța Românească, ne-a furat numele, intenționat, iar noi a trebuit să schimbăm numele. Acum, procedural, suntem pe cale să obținem și legiferarea partidului, după care vom trece mai departe. Oricum, indiferent ce am face, totul se concretizează, dragi români, dragi frați și surori, se concretizează în ziua noastră, cea de toate zilele, ziua de mâine, ce vom face mâine. Cu toții știm că înainte de 1989 toți eram angajați într-un exercițiu, toți mergeam la muncă, toți veneam de la muncă, toți trăiam, toți aveam o casă, toți aveam o butelie care dădeam foc la aragaz, făceam mâncare, România mergea înainte, aveam cea mai bună echipă de fotbal, eram ași, nu cea mai bună, dar oricum aveam echipă de handbal, aveam peste tot echipe, oameni, ne întâlneam duminica sau sâmbăta, sau când era zi de sărbătoare, mai se stătea la o bere, mai erau altă viață. Acum, de la o bucată de vreme, nici noi nu mai știm cum ne cheamă, nu mai avem familii, pentru că familiile sunt împrăștiate în toată lumea. Lucrurile s-au schimbat de 27 de ani de zile radical. Nu mai suntem un popor. Nu dorim, unii dintre noi, să facem ceva pentru poporul ăsta. M-am săturat să aud lideri la nivel de internet. Băi, ce partide, băi? Nu mă lasă, mă, partidele. Care partide? Ce partide, băi? Lasă că facem noi. Ce faceți, mă, voi? Eu sunt curios. Fără partide. Fraților, v-am mai spus și vă repet. Partidele politice au fost căpușate de către niște nemernici. Ele sunt cele care ar trebui să asigure alternativa. Bună seara, domnului Liviu Serdenciuc. Bună seara, Londra. Deci nu sunt partidele de vină. Noi suntem de vină pentru că noi putem alege, noi putem, avem posibilitatea, putem să alegem un partid sau să nu-l alegem. Dacă nu ne place de partidul respectiv, nu-l alegem și mai departe. Dediu Florin, domn președinte, dar în Botoșani aveți? Avem, domnul Dediu, și în Botoșani, sigur că da. Avem și în Botoșani și avem peste tot. Deci unii doriți noastră în țară, acolo avem. Stați liniștit. Lumea merge înainte, evoluăm. Unii dintre noi mai pleacă, mai vin, partidele ne împart în tabere și ajungem să ne dezbinăm între noi. Domnul Paganel, uite care e problema. Eu vreau să știu că ești un om civilizat. Știu că ești un om civilizat. Adică mi-am și promis mie că o să iau o legătură odată cu dumneavoastră în privat. Să avem o discuție. Nu partidele fac, atenție mare, dragi români, nu partidele fac ceea ce fac. Noi facem ceea ce facem. Eu m-am săturat de când tot spun, fraților, haideți să deschidem ochii și să cerem partidelor ceea ce trebuie să facă partidele. Să le punem la treabă. Noi suntem cei care nu cerem recunoașterea suveranității poporului de la clasa politică. Deci, indiferent, deci eu ca să vă explic noastră, domnul Paganel și tuturor românilor, dacă vă adunați trei români
X, Y și Z. Într-un loc și discutați despre problemele voastre sociale, despre cât costă o pâine sau cât costă un litru de lapte sau de ce n-a venit la timp ulei în magazin, deja faceți politică economică, să zicem. Da? Pentru că sunteți nemulțumiți de lucrul respectiv. Că grupul vostru se cheamă Chirpicu, că se cheamă Cărămida, că se cheamă Săgeata, că se cheamă Partidul, este un grup care face politică. Inclusiv ONG-urile care spun că nu fac politică, sunt grupuri care fac politică. Toți oamenii în lume fac politică. Deci toți oamenii au dreptul să-și exprime liber consimțământul de la Revoluție încoace. Foarte bine. Numai că vedeți noastră care e marea greșeală a românului. Românul, când a intrat în democrație, a înțeles că nu există nicio problemă, că el e șeful și că de mâine fiecare face ce vrea. Ori României îi trebuiește un om ferm, nu un om, o conducere fermă. Nu discutăm despre dictatură, discutăm despre anumite reguli în care viața noastră trebuie să funcționeze. Eu vreau să vă aduc la cunoștință un singur lucru. Mergi pe stradă cu mașina. Ai anumite reguli stricte pe care trebuie să le respecti. Dacă fiecare ar face după capul lui, fiecare ar bea cât dorește, fiecare ar merge cu ce viteză dorește, fiecare ar merge fără carnet, unde am ajunge? Asta este și în viața politică, și în viața reală, și în viața pe pământ. Deci în orice tip de societate merge, în orice tip de activitate a încerca să mergi, să te refugiezi sau să mergi, să o cunoști, găsim aceleași treburi. Avem nevoie de reguli precise care trebuie respectate din toate punctele de vedere. Atunci când vine o persoană care dorește să implementeze aceste reguli, dar nu pentru el personal, ci pentru binele comunității, pentru bună funcționare a lucrurilor, a stărilor de fapt, acea persoană este considerată dictator. Să-i mulțumim lui Ceaușescu că a fost dictator, să-l condamnăm pentru că a fost criminal, dar să-i mulțumim că a făcut peste 1250 de întreprinderi, că poporul român se chema popor român, că era mândri că suntem români, că nu-și bătea nimeni în joc de noi, că toată lumea avea o locuință, că nu te interesa pe tine, domnul Paganel, de casă, pentru că ți se oprea o rată modică de la întreprindere. Ceaușescu a făcut toți românii cu casă. Bun, corect. Acum eu vă întreb pe voi, pe toți care sunteți în direct și pe toți cei care veți vedea. Corect, corect. După 1989, noi toți, cu o sumă modică, am cumpărat casele de la stat. Unde sunt banii respectivi, dragilor? Pentru că ar fi putut să facă un fond, iar cu fondul ăla, dacă cumpărai rulmenți de la Brașov și vindeai în Turcia, România astăzi era putere de bogată. Eu vă dau un exemplu. Nu spun, atenție, eu v-am dat un exemplu care nu e relevant, pentru că asta e o chestie din bișniță reală, nu se poate face așa ceva. Dar gândind faptul în sine că am fost furați pas cu pas, din 1989, de fiecare dată, și după aia spune și că nu, partidele au furat. Nu au furat partidele. Noi am fost imbecili. Noi, aia care am stat și am votat și am crezut în poveștile lor. Frate, haideți să ne unim, să facem un lucru pragmatic. Eu nu spun că sunt eu cel mai deștept. V-am și spus, aștept persoana mult mai deșteaptă decât mine, mai patriotă decât mine, să vină, să candideze alături de mine în Partidul Poporului Forța România și dacă va ieși el, îi voi ridica mâna sus și voi spune cu acest domn tot înainte. Eu nu țin personal de o scaun. Dar vreau să văd pe alții care sunt mai pregătiți decât mine, care au într-adevăr în cap ceva și care au muncit și muncesc cu aceeași râvnă cu care muncesc și eu. Nu pot să vii o seară, da, 7, nu. Nu poți să ai într-o seară un discurs, mâine să ai alt discurs. Nu poți să spui că ești șef al partidului și să fii absent de la apelul de seară, nu de la apelul de seară, nu o seară, 2, 3, 9, 10, 20, după aia vii și spui, băi, eu, știi, eu sunt cine ești tu?
Lumea trebuie să te cunoască, lumea are nevoie de încurajări, lumea are nevoie să treacă la treabă. Deci noi, dincolo de toate lucrurile, ca să vă înțelegeți, am început pe 6 ianuarie 2016 această activitate, eram singur, nu aveam pe nimeni în jurul meu, l-am luat pe Ion Ierimia, da? După care el s-a retras, a fost alegerea lui și nu mă interesează. Și am început, da? Am pus pe masa românului o ideologie, am pus un statut, am pus o doctrină, am muncit, am mers în tribunal de 3 ori, tura asta va fi a 4-a oară, pentru că tribunalul de regulă nu că îți oferă tot ce vrei tu. Tribunalul caută să te încurce atunci când vede că tu dorești cu adevărat să faci ceva pentru poporul român și ești și pregătit. Deci am dezvoltat organizația, avem un radio online, avem acest live pe care îl țin de peste 100 de zile, dar e ca o mică televiziune care, mă rog, aici ne întâlnim, ne spunem și noi, spunem poporului ce avem de spus. Da? Fiecare este democratic, fiecare dacă vrea să vorbească, fără să jignească, cu un limbaj adecvat, fără nervi, pentru că nervii nu ajută la nimic, da? Poți să intre, poți să stea, poți să scrie, eu sunt la dispoziția noastră, a tuturor mergem înainte. Am pus bazele societății Asociației Agricole Dacia Liberă, ce vreți, domnule Liviu? Puteți explica adevărată cauză de ce ați pierdut o întreagă organizație, organizație de 40 de membri de pe Anglia? Domnul Liviu Serdenciuc, nu am pierdut nicio organizație. Noastră aveți în minte un lucru, eu o să vă-l spun acum public, ca să audă toată lumea. Noastră ați cerut demisia unui prim vicepreședinte, care la momentul respectiv era membru fondator în partid. Ca să ceri demisia unui prim vicepreședinte sau a unui membru care este fondator în partid, trebuie să ai cel puțin 75% din organizație de partea ta. Tu erai singur și care ai cerut demisia lui. După care ai zis că vreau să intru pe live, să încep să spun eu cine este Petreanu. Domnul Petreanu între timp s-a retras, l-am lăsat să se retragă fără scandal, fără tamtamuri, fără nimic, nu nicio problemă. Că noastră ați avut alegerea, că ați început să denigrați, că începeți să vorbiți și dați în mine, că așa se pare dumneavoastră că este corect, eu nu am niciun fel de problemă, Dumnezeu să vă ajute, dar să știți că nu așa se fac lucrurile, iar dacă dumneavoastră credeți că 40 de membri pe care aveți dumneavoastră constă România în 40 de membri, iar dacă acei membri au venit pentru idealurile partidului sau au venit pentru Serdenciuc în partid. Păi dacă așa, fă firma Liviu Serdenciuc, fă dumneatale partidul matale și meargă lumea să se scrie acolo, că nu am nicio problemă eu. Deci dacă venim aici, venim să luptăm cu toții pentru anumite cauze. Dacă am făcut inițiativa legislativă, nu am făcut-o, fraților, pentru mine. Am prins în ea un pachet de legi cu care ne putem bate, cu care putem ajunge în centru, deci putem intra pe caldarâmul Bucureștilor legal și putem cere drepturile legal. Asta este tot ce avem de făcut. Domnul Liviu, eu v-am răspuns. Nu am dat afară pe niciun membru din Anglia. Atenție! Nu este obligatoriu ca membrii aștept, deci un membru ca să plece din organizația partidului, trebuie să își depună în scris demisia. Demisia este un fapt care îl alegi unilateral. Deci nu poți să alegi dumneata pentru X. Am văzut că ai pus presiune pe diferiți membri, nu mă interesează, nu vreau să discut, rămânem aici, vă salutăm fără niciun fel de problemă. Asta este. Vreți să mergeți unde vreți dumneavoastră, mergeți. Și așa ați testat câteva partide, v-ați dus pe aici, v-ați dus pe acolo, ați văzut că e mai bine acolo, stați unde vreți, domnule, nu vă oprește nimic. Noi nu vă băgăm, nici nu vă chemăm, nici nu vă luăm, nici nu vă dăm. Pum. Asta e situația. Da, mergem mai departe. Da, nu vă înjurați. A apărut și domnul Pantea, dreptate, deșteptarea române, bravo, bravo. Bună seara. Să sperăm că până la urmă nu am cerut o organizație Anglia. Domnul Liviu, automat și matale ți-ai dat demisia și ai spus oamenilor ce ai spus, dar nu mă interesează ce ai făcut. Chiar crede-mă, ai opțiunea matale care ești liber să o faci. Poți să mergi
la PSD, poți să mergi în partid, dar care partid vrei din Natale? Nu mă interesează. Deci opțiunea, eu pot eu să-ți impun, Matale, să stai în Forța România? Nu, niciodată. Și atunci, da, trecem mai departe la oile noastre. Spuneam că am început să am pus baza Asociației Agricole Dacia Liberă, o asociație care va permite deschiderea în premieră a programului Partidului Poporului Forța România, programului care va pune pe picioare România. Mulți dintre noastre care sunteți sceptici, care nu prea înțelegeți despre ce este vorba, bineînțeles că puneți întrebări pentru că credeți că politica le poate rezolva pe toate. Nu! Munca noastră poate rezolva totul. Participarea noastră ca atare poate rezolva totul. Deci dacă noi românii, nu dorim să lucrăm, să facem curat la noi în scurt, nu ne face nimeni. Noi nu putem să așteptăm pe Zoro să vină cu bani, să ne dea, băi, ia bani de aici de chirie, ia bani de aici de putare, ia bani de aici de putare. Pentru că asta s-a așteptat timp de 27 de ani de zile de la politicieni. Lasă că vine politicianul, ne dă nouă ce ne dă, noi mergem înainte, nu, fraților? Noi trebuie să ne învățăm, să ne autogospodărim singuri, să ne unim și să luptăm pentru interesele noastre, a noastră și a copiilor noștri. Și așa cum Ceaușescu a dat casă tuturor, tot românul are drept să aibă o casă. Așa cum... Da, să văd un pic aici, ca să-i spaganel, domnule Timon, aveți pe această Mirela Nico ce sare la gâtul oamenilor, dar nu o faceți așa elegant. Doamna Marinela Nico Tornada, vă rugăm, dacă lăsați la pace acum pe Paganel. Domnul Paganel, până la urmă, o să fie cu noi și o să fie om care va lupta alături de noi. Lăsați-l. Am testat acele partide la rugămintea noastră, dacă vă aduceți aminte. Domnul Liviu, nu v-am trimis eu să le testați. Nu la rugămintea mea. Noastră a spus, eu vreau să merg să văd. Și eu am spus, da, domnule, dacă vrei să mergi, uite, mergi și vezi așa. Dar omul care este curios să vadă cum e în alt partid, își pune întrebarea, ce o avea ăla mai bun decât aici ca să poți să plec. Deci eu nu pot să stau cu fundul 70.000 de luntre. Deci eu am o viziune clară, o viziune pentru care lupt și voi lupta până la ultima picătură de sânge și vom și reuși să punem la punct ceea ce avem depus. Deci eu v-am răspuns, domnule Sărdinciuc, nu are rost să mai continuăm cu vorbe, că nu trebuie să discutăm despre lucrurile astea. În momentul când nu ești de acord să stai aici, nu te ține nimeni legat. Nu am vorbit despre numele noastre, nu v-am denigrat, nu v-am spus nimic, aveți dreptul să vă respect decizia, vreți să stați cu noi, stați cu noi, nu vreți să stați cu noi, sunteți liberi și gata, terminăm discuția. Da. Am spus despre această asociație și spuneam despre sistem. România nu poate să se descătrujeze economic datorită faptului că acum a fost paralizată de către Europa și n-a fost acum. Munca a început cu a lor contra sistemului economic din România a început încă din 1990. Noi nu ne-am dat seama. Ne-am bucurat de la primul lucru pe care l-am furat de pe câmp, de la prima clanță pe care am furat-o sau primul fier care l-am dus acasă, prima piatră care am dus-o acasă și am spus gata, ne-am îmbogățit, astea, toate lucrurile sunt la noi, le mutăm acasă la noi. Nimeni însă nu a făcut calculul cu câtă muncă și cu cât sacrificiu s-a construit ceea ce s-a construit ca noi să avem ceea ce aveam. Aveam orice. Acum, nu vreau eu să vă amintesc, pentru că dumneavoastră știți foarte bine ce nu era sau ce nu avea voi pe timpul Ceaușescu. O simplă analiză vă pot face și vreau să vă spun că noi și acum în România mergem pe străzile pe care le-a făcut Ceaușescu. Mulți dintre noi locuiesc în blocurile care sunt construite de Ceaușescu. Fabrici nu mai sunt, da? Am mai făcut câte o vilă noi că am fost în străinătate, dar pe acea stradă nu avem lumină, nu avem asfalt, nu avem nimic, pentru că nu casa contează. Românul nostru n-a înțeles. Eu mă duc să-mi fac o casă și fac o casă de aia mare. Nu, fraților, în Occident o casă mare costă bani. Nu pentru că costă casă, pentru că costă serviciile, pentru că acea stradă este asfaltată.
Pe acea stradă este iluminată. Pe acea stradă se află o grădiniță, se află un supermarket, se află un dispensar. La puține kilometri este o stație de metro, este stație de autobuz. Sunt anumite facilități pe care, dincolo, la vreo câțiva pași, există o fabrică unde muncești. Păi, hai să le adunăm pe toate acum și să vedem. Asta a făcut Ceaușescu, ne-a creat locuri de muncă acasă. Noi nu le-am vrut. Noi am vrut să mergem în străinătate. Nu ne-au fost prezentate de către nemernicii de la putere. Să ne spui, băi, vei merge în străinătate, vei câștiga 2000 și vei cheltui 1750, vei rămâne cu 250 ca în România. Ai fi rămas acasă. Da? Bă, din curiozitate, foarte mulți români au plecat. Au făcut pasul. Au început să lucreze. Au prins un pic de nădejde. I-au prins cu credite bancare și au nenorocit și aici. Uite, îți dau bani să iei mașină, îți dau bani să iei casă, îți dau bani să iei apartament. Și au terminat-o. Interesul lor era ca România să rămâie fără populație. Pentru că mai târziu în România să vină emigranții și să devenim minoritari pentru ca ei să fure România. Să ne ia. Felicitări domnului Putin. Am văzut un discurs extraordinar și aici vreau să punctez. Ați văzut, nu a spus Putin, eu nu vreau emigrați. Nu. Putin a spus cam așa. Punem o cristelniță pe podul de la Giurgiu, unul pe la Drobeta Turnul Severin sau Plănii sunt trecerile. Voi care sunteți musulmani, intrați în cristelniță, vă botezați, respectați legile noastre, că așa scrie în primele 5 capitole din Biblie și în Coran, și puteți intra în România. Da? Asta a spus Putin. Respectați legile noastre, pentru că nu eu trebuie să mă fac musulman în țara mea, ci tu ortodox. Așa scrie lucrurile astea, scriu exact în Biblie. Deci fără niciun fel. Aș dori să facem unire, dar nu partid. Nu folosiți forța România. Domnule Angel Romică, deci ce am și putea să folosesc? Nu folosim forța România. Ce să folosim? Dar nu partid. Nu există nu partid. Acum vă explicam. Ca să câștigi democratic alegerile într-o țară, trebuie să te afli pe lista unde votează lumea. Pe lista unde votează lumea scrie partide, da? Deci trebuie să fii și tu un partid. Deci nu poți să fii altceva. De ce? Pentru că dacă noi, spre exemplu, am dorit să luăm puterea altfel, nu o putem lua. Deci trebuie să vă fie clar. Deci atâta timp cât la guvernare se află un partid care a fost ales cu, mă rog, un procentaj de 37-38% din electorat s-a prezentat la vot. Acest electorat, prezentându-se la vot, a dat girul partidelor că exercițiul electoral într-o proporție de 38% a fost de acord cu listele electorale. Da? S-a votat și gata. Acum ce putem face noi? Ca să-i dai jos, trebuie să te duci 50% în stradă. Suntem capabili să mobilizăm 1.250.000-1.300.000 de persoane să-i spatem în stradă? Dacă îi dăm jos, ce facem? Avem nevoie de structuri? Că nu, gata, i-ai dat pe aia jos și gata s-au rezolvat problemele în România. Problemele de-abia atunci apar. În momentul când i-ai dat jos pe ei, ai numit alt om pe post, ești capabil să formezi, să ai toată organizația ca tu care ești la București și vrei să spui în ce direcție trebuie să meargă țara sau poporul, te ascultă respectivii pe care ai pus, sunt capabili să execute ordinul pe care îl dai, au în viziunea lor și în pregătirea pe care au studiile necesare pentru a putea conduce o comună, un județ, un stat, o întreprindere. Astea sunt problemele reale. Noi nu discutăm despre că schimbă și trebuie schimbată legea. Adică, mai precis, ca să puteți înțelege, omul poți să-l schimbi, omul dacă l-ai schimbat astăzi, 2 ani de zile până își face el, amici, prieteni, e ok. După ce și-au făcut, au început să fure. Da? Ei, dacă există lege, el nu mai poate fura. Asta vreau eu să vă spun tuturor. Aia e o mare problemă pe care poporul român nu înțelege. Noi trebuie să avem legi stricte.
legi severe, care să fie respectate din toate punctele de vedere, peste care nu se poate băga nimeni, atunci abia putem vorbi despre o reală democrație. Mergem mai departe. Cum vrei tu, Romică, oficial, trebuie nu vrăjeală, dacii, legionarii și patrioții, punct, trebuie să zdrobim cu armele lor, lor din interior, ok. Eu, pe listele, candidatură poate se scrie independent. Domnul Liviu Sărdeciu, pe care liste, domnul? Pe care liste? Pe listele electorale se poate scrie independent, dar dumneatale ca independent nu ai susținere, domnul Liviu Sărdeciu. Susținerea trebuie să vină de la un grup, de la un grup care trăiește și are aceeași ideologie. Deci dacă un grup nu este unit, dacă noi nu dorim toți un lucru, dacă dumneatale eu spun un lucru și matale faci un altul, ce fel de lucru ăsta? Adică dumneatale spui că păi Iohannis nu e independent, că el a fost propus. El e ca și cum ar fi independent. Ce-a făcut Iohannis? Nu tot ce vrea partidul, ce vrea PSD-ul să face? Pentru că ei sunt mai mulți și sunt organizați? Vedeți, dumneavoastră, astea sunt. Noi suntem o forță, din păcate, trebuie să fim o forță care să ascultăm o voce. Trebuie să înțelegeți, eu v-am explicat, dacă credeți că unul dintre dumneavoastră este mult mai pregătit decât mine, hai să vedem cât de pregătit este. Și dacă atunci mă bate și are aceeași râvnă, are aceeași voință de a lupta, cum o fac și eu, nu există nicio problemă. El va candida alături la Congres, cine câștigă, ăla merge mai departe ca președinte. La fel cu toate organizațiile. Noi nu batem în cuie niciun fel de post. Toate sunt interimare, ca să înțelegeți. Important este să nu vii în partid cu gândul de a dărâma. Să vii în partid cu gândul de a construi. Să vii în partid cu gândul nu de a face bisericuțe, cum spunea domnul Pantea, că aia trebuie zdrobiți din interior. E parte gândul meu. Nu m-am dus niciodată pe pagină la Pantea să spun, bă, fraților, lăsați-l pe Pantea, veniți la mine. Nu o să merg la niciun fel de partid, nu o să mă vedeți pe mine, că merg la vreun partid politic sau la vreo organizație să spun, fraților, veniți la noi. Nu! Fraților, dacă doriți să fiți oameni demni, dacă doriți să aderați la un program, pentru că asta înseamnă să vii într-un partid, la un partid, să aderi la o doctrină, la ideologie, la un program, dacă dorești binele țării tale, atunci putem discuta. Nelu Gencărașu, lăsați că sunteți noi capabili. Nu e problema că suntem noi sau nu suntem noi capabili. Deci eu v-am explicat la Congres. Participă oricine care are un șef de organizație, bineînțeles, la Congres, șefii de organizații județene au dreptul să participe la alegeri pentru funcția de președinte. Șefii de organizații județene au dreptul să participe pentru funcția de prim-vicepreședinte, secretar general, vicepreședinte și mai departe. Toate alegerile se stabilesc la Congres. Până la Congres suntem interimari. Deci noi conducem partidul pentru că noi l-am înființat. După Congres, bineînțeles, respectând ideologia partidului și liniile partidului, vom putea vedea ce putem face. Nu discutăm despre lucruri care deocamdată sunt premature. Discutăm despre ce putem face pentru a pune țara în mișcare. Lăsăm deoparte discuțiile despre partid. Pentru că eu v-am explicat, partidul este cel care va asigura programul să funcționeze. Grupul de oameni, noi, care suntem prieteni, care ne putem întâlni la o bere, ne putem întâlni oriunde, ne putem întâlni și la muncă. Punem mână de la mână și dăm drumul la primul obiectiv. Să demonstrăm țării că suntem capabili să generăm profit, că suntem capabili să-i conducem, că suntem capabili să administrăm și să ne înțelegem între noi. Asta este
ce lucru pe care noi trebuie să-l facem. Aveți voie, domnul Liviu, aveți voie să comentați. Comentați cât vreți, cât doriți dumneavoastră. Deci nu e problemă de comentat. Nu e problema comentatului. Ați înțeles? Problema este că noi aici avem de făcut ceva, iar dumneavoastră comentați, dar comentați pe lângă subiect. La un moment dat v-am explicat care sunt lucrurile. Deci nu v-am deranjat, nu vă deranjăm. Dacă doriți să rămâneți cu noi, rămâneți cu noi. Atâta timp cât aderi la un partid, ai aderat la ideologie, respecti regulamentele de ordine interioară, respecti toate regulamentele și mergi înainte. Da? Pentru că de-aia semnezi o adeziune. Că ești de acord cu ce scrie în programul partidului politic și în regulamentele de ordine interioară. Când nu mai ești de acord, îți depui demisia, salutăm, plecăm și la revedere. Nu trebuie să discuți, frate. Nu ești de acord cu mine, eu nu te pot obliga să fii de acord cu mine. Nu ești de acord cu mine, nicio problemă, faci ce ai și vrei tu. Astea sunt lucrurile reale, pure și adevărate. Am început să vă spun despre Asociația Agricolă Dacia Liberă. Asociația Agricolă Dacia Liberă nu este o asociație pur întâmplătoare. Este primul lucru pe care trebuie să-l facă România ca să implementeze programul Partidului Poporului Forța România. În momentul în care am scris acest program, vă spun cu mâna pe inimă, l-am scris pentru tot omul de rând. Acest program este făcut pentru ca și cel care n-are un ban în buzunar să poată ține fruntea sus. Acest program este făcut ca și pentru cel care nu are nimic să poată avea. Acest program este conceput ca de jos să o luăm cu toții și să avem același drept. Atâta timp cât tu nu ești egal cu mine, cât nu ai aceleași drepturi ca să plecăm din punctul zero, când nu există un punct zero de plecare, când noi spunem că băi, noi facem cu tare sau facem cu tare, dar nu suntem egali, atunci lucrurile nu mai sunt bune. Cu un leu pe zi, românii pot schimba România. O parte dintre noi care au bani mai mulți și doresc să investească, pot cumpăra teren, ei vor fi proprietari de teren. Vom începe și încep acum la această oră să vă creionez această configurație a programului pentru ca toată lumea care este prezentă să o înțeleagă. Domnul Pantea, ajungem la aceleași discuții, nu vreau să dau afară de pe live. Eu, ca să mă schimb, mă schimb în momentul când mă tare vii cu un subiect, vii cu un program bine pus la punct, structurat. Îmi spui ce nu-ți convine din programul nostru pe puncte. Da? Litera, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Vii cu alternativa serioasă și cu soluțiile ca tare. Ne așezăm jos și discutăm despre fiecare punct în parte. Le punem la punct și mergem mai departe. În momentul în care, dumneatale, nu ai aceste lucruri, noi nu avem ce să discutăm aiurea. Ori discutăm la obiect, ori dacă nu, nu discutăm la obiect. Gata, am răspuns, nu vreau alte comentarii aiurea. Pentru că eu aici nu sunt, live-ul ăsta nu-l fac pentru mine personal, îl fac pentru întreaga țară. Și atunci, făcându-l pentru întreaga țară, nimeni nu trebuie să vadă că eu trebuie să-ți dau matale de fiecare dată să-ți răspund la fel de fel de aberații pe care le faci. Eu, ce comportament vrei să schimb? Ce vrei să fie eu pe tine și te pun în locul meu? Vină, ești capabil. N-ai fost niciodată capabil. Nu trebuie să te superiori cu realitatea. Dacă ai fi fost capabil, n-ai fi mers și te-ai fi rugat de oamenii mei să meargă în partid la tine. Dar nu e o problemă asta. Eu le dau drumul. Că avem curățăm partidul de neghină. Cei care nu vor să stea aici, nu sunt ținuți. Sunt liberi să meargă, să aleagă unde vor. Da? Și dumneavoastră, sunteți liberi să schimbați canalul, da? Cum spune Dan Diaconescu. Iei telecomanda și apeși cu telecomandă. Nu-ți convine, schimbă canalul. Nu trebuie să stai neapărat aici la noi. Vrei să stai la noi? Haideți să facem o discuție civilizată. Da.
discutăm. Pentru a putea ridica România avem nevoie de bani. Nu banii care vin din împrumuturi rezolvă România. Și nu banii care vin din împrumuturi și sunt dați unor lideri de partide să poată să-și închege, să plătească chirii pentru sedii noi de partid. Aia sunt bani înveninați. Aia aduc discordia. Și asta vreau să înțeleagă, să înțeleagă toți liderii ăștia care se cred lideri. Nu a sprijinindu-te pe PSD, PNL sau alte asociații care vin colateral, vom rezolva problemele în România. Nu! Le vom îmbolnăvi. Pentru că aia vin și îți cer. Uite, îți dau bani ca un sediu. Îți dau bani adun oameni. Așa, toți românii noștri, cei tineri buni și frumoși de muncă, au acceptat să candideze din partea USR, din partea PUNR, că ai fost matale la Partidul România Unită și ai văzut șeful noastră că a spus că îl susține pe Ponta, domnul Nicu Pantea. Da? Din partea lui X, din partea lui Y, dar niciodată nu s-au gândit, băi, hai să strângem rândurile aici, să facem noi partidul nostru a poporului. Care? De ce ați fost prin toate partidele astea care au... Da? Acum noi vorbim în ultimii ani. În ultimii ani. Nu vorbim de trecut. Vorbim de ultimii ani. Am încercat Dan Diaconescu să facă pe PDD-ul. L-au pus jos. După pe PDD imediat ați plecat. Unul în UNPR, unul în PSD, unul în PNL, unul în Adincul, ca să repede, ciolăniști. Și dacă îi luăm pe toți, vă arătăm pe toți cei care au candidat la funcțiile de senatori, de deputați pe diaspora, pe prin România, senatori, deputați, toți sunt o groază de tineri, de tineri cu facultăți, da? Care au candidat pentru ce? Ce să facă respectivii tineri dacă nu fac cei de la PNL? Ați văzut că nu știu nici măcar care e orientarea PNL-ului, că de dreapta, că de stânga, ce înseamnă stânga, ce înseamnă dreapta, că v-am pus filmul și nu știu nici măcar cine a înființat Partidul Național Liberal. Așa s-a ajuns în Partidul Național Liberal. De-aia am și plecat. Că doarme România. Este foarte adevărat. Dormim pentru că refuzați să fiți conduși. Pantea refuză să fie condus de către Timon. Pantea crede că el poate conduce România. Ce aptitudine aveți, domnule Pantea, ca să puteți conduce într-un partid? Eu vă demonstrez că îl conduc. Și vă voi demonstra că, pac, nu discut. Da? Vom demonstra. Am făcut un grup și mergem cu grupul respectiv mai departe. Și vă voi demonstra că putem face. Deci eu nu... Deci dacă dumneavoastră ați fi fost mai inteligent ca mine, dacă ați fi avut parte de comunicare extraordinară, dacă ați fi avut studii, dacă ați fi fost pragmatic, dacă ați fi avut o doctrină, o ideologie, m-aș fi înclinat, aș fi spus, uite, partea este mai deștept ca mine, nu nicio problemă. Nu problema deștepteciunii este. Problema postiei, pentru că un om, în momentul în care se vede în fața unui tank, el spune că el trebuie să omoare tankul. Nu că tankul calcă cu șenila pe cap și moare. Asta este problema la noi. Problema, dacă dumneavoastră înțelegeți că eu, nu că eu personal, Timon, nu există Timon. Deci nu vă mai uitați. Uitați-vă la un luptător care nu are nume. Eu nu am nume. Eu lupt pentru dreptatea României. Lupt pentru fiecare dintre dumneavoastră. Eu nu vreau avere. Nu vreau casă, nu vreau masă, nu vreau nimic de la voi. Vreau să vă treziți și să mă urmați pe calea cea dreaptă. Nimic altceva. Dacă considerați că tot ceea ce am scris eu în ideologia pe care am scris nu este bun, veniți cu subiect și predicat și contraziceți-mă. Ați înțeles? Contraziceți-mă. Eu pe oricare dintre noastră și de oricare dintre noastră am nevoie. Dar în postul dumneavoastră, dacă sunteți șef la Suceava, fiți șef la Suceava și formați organizația și aveți grijă de organizația aia să meargă ceas. Dacă sunteți șef la Brancea, fiți șef la Brancea. Dacă dumneavoastră vreți să fiți, nu vreți să fiți șef la Brancea. Dumneavoastră vreți să coordonați toată țara.
Păi nu cu coordonez eu, că nu. S-ar putea să nu coordonez. Unul dintre noi, acești, din toată țara, unul dintre acești președinți de județe, va fi cel care va câștiga. Și el va fi. Este un singur președinte. Nu este mai mult. Nu sunt mai mulți. Care e problema? Vrei tu, domnul Nicu Pantea, să-ți asumi responsabilitatea? Da? Ești capabil? Spune și mie acum, cu subiect predicat, punct și virgulă, pune-te eu frumos programul pe care vrei să-l faci. Pentru că poporul ăsta s-a săturat de chiachere, așa spun italienii. Trebuie să știm ce doresc eu ca să fac. Poporul nu mai prostește. Da? Poporului trebuie să-i spui. Mai era ăla din Austria. Implementăm programul austriac în România. Viva Austria! Când a furat tot petrolul. Au venit două zile în partid la noi, după care gata. Iar intra pe live-uri, băi, nu mai sta la Timon. Pleacă de la Timon, vine la America aici, okay. Eu sunt om deștept, sunt om elevat. Băi, bravo, băi, voi sunteți oameni deștepți, sunteți elevați, dar dați cu muciul fasole de câte ori vreți să faceți ceva. M-am explicat. Eu sunt o persoană care am lăsat liber tot un partid. V-am lăsat liber inclusiv pe domnul Sergențiu, care a vrut să merg într-o parte. Ți-a spus, da, domnule, uite, spune că mergi acolo, vezi care-i treaba. Dar nu ți-am spus să-ți pierzi și mințile în acel timp. Dacă ai plecat și dacă ți-am spus, domnule, ai răbdare, pentru că aici nu o trăiește unul singur. Ceea ce vrei să faci dumneavoastră la timpul respectiv era să dai din pământ cu un membru care, până la acea oră, nu puteai să-l combați. Adică combăteai tot pe toți cei care au înființat partidul. Ordinatale, nu poți să treci peste voința altor 7 membri, altor 6 membri fondatori, pentru că ești natale Liviu Sergenciu. Ca să înțelegem. Deci eu nu am nimic cu nimeni, nici cu dumneavoastră, cel puțin nu am nimic. Cuvintele jignitoare însă care mi le-ați adus mie, o să răsprângă împotriva dumneavoastră, pentru că nu eu v-am jignit, nu eu v-am insultat, nu eu v-am făcut hoți, nu v-am făcut eu criminal. Și dumneavoastră pe mine. Și fără motiv, atenție, veniți cu lucruri concrete. În momentul când acuzați un om, veniți cu lucruri concrete. Eu nu am nimic. Eu nu am pentru ce să mă apăr că n-am furat. Dacă furam, eram în țară. Dacă furam, nu aveam niciun fel de probleme cu creditele bancare, domnul Liviu Sărniciu. Eu sunt un om corect, un om onest. Asta vreau să vă spun. Dacă furam și eram dintre lor, eram cel mai sus. Da? Eram lângă Dragnea acum. Chiar dacă făceam vreo 2 ani de pușcărie, tot rămâneam cu casele alea, pentru că așa e. Așa vreți dumneavoastră. Dacă ați dori, într-adevăr, să schimbăm roata, ați veni aici lângă noi, ați munci și ați lupta până la ultima picătură de sânge ca să înturnăm soarta României. Nu am venit să facem bla, 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 îl contrăm pe Timon, că mă bag cu Timon. Nu cu mine trebuie să te bați. Trebuie să te bați cu Ponta, trebuie să te bați cu X, cu Y, cu politicienii care au dărâmat România, cu cei care au căpușat partidele politice, cu cei care nu vor să recunoască suveranitatea poporului român mâine și integritatea lui, cu cei care nu vor să deschidă locuri de muncă în România, cu cei care vă pun să munciți în multinaționalele lor cu două mâini ca și sclavi, pentru că nu sunt fabricile noastre, pentru că nu mai construim nimic în România. Asta înseamnă democrație. Asta înseamnă democrație pentru voi. Deci dacă doriți, sau dorim, toții, cu toții, trebuie să respectați. Eu l-am întrebat pe domnul Timon mai devreme de ce la următoarele alegeri locale nu încearcă să câștige conducerea unui orășel mai mic și să dea un exemplu. Domnul Dediu Florin, eu am candidat la Flămânzi la funcția de primar, contra unor forțe mari, contra unor sume uriașe de bani, contra PDL-ului și contra USL-ului. PDL-ului, care era la putere la vremea aia, care avea bani câți vroiai de la guvern, și contra USL-ului, adică PNL plus PSD, care aveau toți banii la putere. Și am candidat pe banii mei, fără să-mi dea nimeni 5 bani. Da? Am luat locul 3, nu contează. Al treilea loc, păcat. Că lumea nu l-a înțeles la vremea aia, cum nu l-a înțeles și pe Dan Diaconescu. Eu voi merge și voi candida în România.
voi lupta pentru România, dar întâi vă voi demonstra ceea ce trebuie să facem. Pentru că pentru a fi votat, trebuie să vin să spun omenirii, fraților, dorim să facem lucrul ăsta. Asta vreau să mă ascultați. Dacă dumneavoastră mă ascultați, nu trebuie neapărat să faceți ce spun eu. Ar trebui să avem în live 2000 de oameni, 3000, eu să vă vorbesc, să vă termin de spus, dar să-mi puneți întrebări. La care după aia decideți. Spuneți, băi, ceea ce spui tu nu-i bun. Punctul 1, aliniatul A, e greșit pentru asta. Punctul 2, e greșit pentru asta. Propun soluția asta. Punctul 3, așa, propun soluția asta. Nu venim aici cu bla, 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 băi, ce-o făcut ăla, băi, nu mai da, băi, nu mai vorbi, bă, nu mai faci. Astea sunt lucruri care nu ne fac altceva decât să pierdem timpul. Noi nu mai trebuie să pierdem timpul. Domnul Liviu, cred că se ajunge la ce am zis. Cine comentează și strică, automat este jignit, apostrofat și rugat să plece. De ce mai vorbim de democrație dacă nu acceptați și critici sau întrebări incomode? Toți sunt perfecți, iar noi ceilalți nu suntem capabili să ajungem la nivelul vostru. Domnul Sergiu, vedeți dumneavoastră, ce întrebare ați spus? Puneți dumneavoastră o întrebare la obiect, pe care eu vreau să o văd că este la obiect. Faceți comentariu pe unul dintre și interpelați unul dintre punctele pe care le avem noi în program, cu care nu sunteți de acord, veniți cu argumente solide și cu soluții și discutăm. Noi nu discutăm aici că eu nu aș fi de acord cu matare. Doamne ferește, păi voi lupta până la ultima picătură de sânge să ai dreptul să nu fii de acord cu mine. Dar ca să ai dreptul, vii cu argumente și vii cu soluții. Nu vii cu bla, 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 că asta nu e drept. Deci v-ați învățat prost. Democrația nu înseamnă ce vrei tu. Democrația înseamnă ce trebuie să ascultăm de la Timon, ce trebuie să ascultăm de la Liviu. Dacă Liviu vine pe subiect, automat trebuie să-i facem loc să vorbească, să spună, să se impună. Dar dacă Liviu bate câmpii și uite toate comentariile pe care le-ai făcut până acum, că nu ai spus nimic concret, ai intrat în live pentru ce? Mai intru în live să fac o discuție, să spun ce vreau eu și cum vreau eu să se facă în România. Și eu te apreciez. Da? Nu intru în live să spun că nu ți-am acordat. Ce nu ți-am acordat? Îți acord, ai venit tu să spui că în punctul 4 sau 5 din inițiativa legislativă sau din legea lui Timon, legea votului, nu-i ceva bun și ai tu o propunere mult mai bună? Ai tu un alt program și l-ai expus tuturor românilor și nu l-am ascultat noi ca să vedem că e mai bun decât a nostru? Am discutat. Asta trebuie să facem noi aici. Nu trebuie să venim să spunem eu nu am nevoie de carieră politică, domnul Patea spune. Eu mă lupt pentru cei de rând. Păi bă, frate, dacă te lupți înseamnă că faci politică, da? Cum adică n-ai nevoie de carieră? Dacă n-ai nevoie de carieră politică, de ce nu vii să luptăm? Trebuie să fii tu neapărat șef. Explică-mi. Că asta nu înțeleg la voi. Băi, eu vreau să fiu șef. Corect. Vrei să fii șef? Foarte bine. Hai să candidăm amândoi. Hai să spunem fiecare programul lui. Lumea să aleagă. Cine conduce? Eu sau tu? Și atunci, dacă lumea te alege pe tine, conduci tu. Nicio problemă. Hai, pune programul. Să ascultăm. Lumea știe tot ce eu am întreprins până acum. Hai, spune ce vrei să faci tu pentru România. Cu subiect predicat, de unde iei bani, ce faci, cum faci, cum organizezi, spune. Domnul Pantea. Da, mergem mai departe. Deci dacă aveți altă opinie, intrați în discuții. Putem vorbi în direct dacă doriți. Domnul Liviu, eu v-am explicat. Eu vă iau în direct fără niciun fel de problemă. Nu am probleme să vă iau în direct. Aveți pe masă pregătit să discutăm despre subiectul nostru care ne interesează sau facem gargară? Pentru că de gargară suntem sătui. Crede-mă, nu vreau să fac gargară.
M-am săturat să fac gargară. M-am săturat să... Deci dacă discutăm despre lucruri constructive și haideți să abandonăm deocamdată, eu abandonez pentru că eu am să transmit poporului lucruri și trebuie să stau de vorbă cu voi. În momentul când vă hotărâți și aveți discuții la subiect, discutăm. Și să discutăm despre câteva luni, domnul Pantea, când asta n-ați venit, veniți cu programul. Și gata, terminăm aici, că lumea rămâne fără, deci mă vede pe mine, mă cer cu dumneavoastră, eu nu mă cer, da? Nu vreau să ne pun punctul de vedere, vreau să spun doar ceea ce am de făcut pentru țară și ceea ce facem noi pentru țară. Punct. Pentru a implementa, dragilor, programul Partidul Poporului Forța România, acest program care va naște un al doilea sistem economic al țării, cu care să putem ridica România din mocirla în care suntem trăciți, un sistem care să poată să ocupe absolut toate palierele economice ale României, începând cu agricultura și terminând cu industriile de vârf, avem nevoie de un fond propriu cu care să relansăm economia și de o nișă, o stradă, ceva creat, da? care să multiplicăm banii în așa fel încât acei bani multiplicați să ne ajungă să-i folosim pentru a dezvolta rând pe rând fiecare proiect în parte. Este foarte ușor de spus sau foarte simplu de spus atunci când dorim să dărâmăm ceva, venim, facem cum fac alți colegi. Noi dorim să facem o construcție din care să reiasă bunăstare pentru poporul român din toate punctele de vedere. O să spuneți, domnule, trebuie foarte mulți bani. Corect. Eu am pus o soluție jos, cu care putem pleca de jos, noi cei care nu avem bani. Mai mult de atât, nu poți să vii în fața populației, să fii demagog și să spui, eu vă fac, vă dreg, da? Voi face locuri de muncă, dar nu spui cum. Eu am spus, da, fraților, ca să facem locuri de muncă avem nevoie de bani. Ca să plecăm la drum, avem nevoie de un grup, de o asociație. Cel care pune bani acolo înseamnă că are toată inima pentru ca acea acțiune să meargă înainte. Cel care pune bani este om care vrea binele României. Noi nu mâncăm bani. Totul este transparent, este scris acolo. S-au dat doar 200 de euro avocatului. Restul banilor sunt acolo. Iar dumneavoastră veți ști ce se face cu aia bani. Și în plus de asta, cei care pun bani au dreptul să hotărască ceea ce vom face. Vă vor fi prezentate 2, 3, 4, 5, 9, 10 proiecte din care vom alege unul. Veți avea posibilitatea să propuneți dumneavoastră proiecte și să fie alese. Da? Deci nu există, nu se poate. Există doar nu vreau în mințile dumneavoastră. V-am rugat să postați și iar să postați. Avem nevoie de popularitate. Ați venit dumneavoastră, domnul Pantea, de fiecare dată, domnul Liviu Sergenciuc și alți stâlpotași. Și ați distrus, de acolo de unde aveam 60.000 de vizualizări pe țară, pe seară, ca să ne vadă lumea din ce în ce mai mult, să ne putem implementa programul. Am ajuns la 10.000, la 5.000, la 400 de oameni. Am luat-o iară urcă. Pentru ce toate astea? Adică, în momentul în care am spus, băi, veniți, pentru că în momentul în care dumneavoastră, domnul Nicu Pantea, nu sunteți alături de partidul dumneavoastră, vă puteți lua decizii, luați deciziile necesare și gândiți-vă. Doriți să veniți? Bine, nu doriți să veniți? Nu avem nicio problemă, urmăriți-ne, dar lăsați-ne în pace. Nu vă deranjăm, nu ne deranjați. Și noi știm ce avem de făcut. Noi mergem înainte. Pentru a implementa, am dat drumul la Asociația Agricolă Dacia Liberă, asociația agricolă care este la dispoziția tuturor românilor din întreaga lume. Pentru a se înscrie orice om în Asociația Agricolă Dacia Liberă, pentru a putea participa, pentru a avea drept de vot, de veto, are nevoie de 100 de euro pe care trebuie să depună, plus 5 euro lunar cotizație. Ce are acest om de suta asta de euro? 1. Este membru cu drepturi depline în asociație. 2. Are două voturi cu 100 de euro, deci două voturi pe care, cu care el votează
în Consiliul de Administrație, în Consiliul celor care au pus bani, obiectivele care trebuie făcute, conducerea asociației și așa mai departe. Da? 3. Când vom deschide magazine, acești oameni vor cumpăra alimentele de bază, zahăr, ulei, pâine, fără niciun adaus comercial direct cu prețul producătorului. 4. Au dreptul să fie angajați și vor fi angajați de către absolut toți producătorii români care vor fi și ei membri ai asociației. În această asociație vor face parte, în această asociație pot face parte absolut toți români. Că sunt membri simpli și vor fi doar angajați, că sunt români simpli și n-au nicio treabă, că sunt români care au firme, care au asociații la rândul lor, care au absolut orice. Tot se pot înscrie cu 100 de euro și cu 5 euro, este membru în Asociația Agricolă Dacia Liberă. Are partea lui pusă la temelia României, viitoarei României. Are dreptul două voturi, la două voturi cu 100 de euro, cu 50 de euro are drept la un singur vot, da? Și mergem mai departe. Acum vă voi spune partea a doua. Următoarea fază este, vezi că programul ăsta este un program cap-coadă, circuit închis și el trebuie să treacă prin toate fazele dacă dorim să avem succes. Nu gata, ne-am înscris cu 100 de euro și cu 5 euro și am terminat. Și așteptăm profit. Pentru că ăștia 5 euro și 100 de euro, nu că fac cine știe ce, da, în contextul în care toți românii ar pune 100 de euro, ar fi ok, dar din cauza că toți românii nu au 100 de euro. Sau nu depun, e mai greu. Și atunci va trebui să avem și răbdare. Pentru ca să mulțim bani, va trebui să ne gândim ceea ce avem de făcut. Vom pleca de la Hunedoara, pentru că la Hunedoara vom face centrul acestei asociații. Nu contează după aia unde o să avem obiectivele de activitate pe care le vom desfășura. Biroul central va fi la Hunedoara. Și se poate muta în orice parte a țării cu hotărârea Consiliului de Administrație al Asociației. Până aici, cum? Urmează partea a doua. În momentul când noi ne-am organizat, avem nevoie să dăm drumul la lucru. Noi vom merge, vom contacta absolut toți producătorii și vom întreba, fraților, ce fel de produse aveți la dispoziție? Haideți să punem bani. Ori facem un proiect european, ceea ce eu nu prea l-aș consilia, pentru că proiectele europene sunt date doar pentru morduriate și mai muțărel nu sunt date pentru producție. Punem bani mână la mână, facem un supermarket unde să vă vindeți marfa și o hală de procesare și ambalare unde putem să ambalăm cu un microabator și o micro fabrică de brânzeturi, în așa fel încât toate produsele să fie pregătite pentru intrat în supermarket. V-am explicat că toți românii care sunt afară și vor să participe, vin acasă, pun mână de la mână, au 10%, noi vom strânge câte un euro, un leu la fiecare. Da, pronto. Pronto. Sì. Buonasera, sono Carlo, la contatto da parte di Mediaset Premium. Sì. Ma stiamo contattando perché lei qualche giorno fa ha partecipato a un'estrazione per un iPhone X. L'abbiamo selezionata perché l'estrazione sarà giorno 30. In più vediamo uno sconto del 40% sui pacchetti Mediaset, se le può interessare. Ma questo ti ha, non mi potete chiamare domani perché adesso non posso parlare, sono in diretta. Perché non le interessa? Non posso parlare adesso. Mi potete chiamare un'altra volta, domani mattina? La dobbiamo chiamare domani mattina? Sì. Ma le può interessare il pacchetto Mediaset, sì o no? Non lo so, vediamo domani mattina, non posso parlare. Io domani pomeriggio la posso chiamare. Va bene, verso le 5. Va bene. Da. Asta, după cum vă spuneam. Următorul pas pe care noi trebuie să-l facem este să creăm posibilitatea ca cei care vin din diaspora să poată intra
în supermercate cu produsele lor. Va trebui 10 milioane, nu suntem, noi suntem 20 ceva de milioane. 10 milioane de români care pun un leu pe zi, sunt 10 milioane de lei, înseamnă 2,5 milioane de euro. Toți trebuie să fim conectați dacă dorim să salvăm economia. 2,5 milioane de euro dăm celor care câștigă proiectul, spre exemplu, fabrică de biscuiți. Eu am venit cu 10%, am pus 2,5 milioane, le-am făcut fabrica. De mâine biscuiților se vor vinde în supermarket cu contracte. Deci totul este un lanț, ca să înțelegem. Oamenii care au bani și vor să, în loc să țină bani în bancă, cumpără teren. Pot intra în fondul de dezvoltare a agriculturii. Vor fi proprietari de terenul, următorul teren care se va cumpăra în România. Și vor primi dividende, vor primi 6 de kilograme de grâu la hectar pe, dacă el cumpără un hectar, eu îi dau în fiecare an 650 de kilograme de grâu. Dacă el are o jumătate de hectar, îi dau 325. Dacă el are 10 ani, eu îi dau dividende pentru un an. Când ai făcut pentru un hectar, ți-am dat fără probleme dividendele respective. Iar noi pe acel teren dăm drumul la fabricuțe, dăm drumul, nu trebuie să-l trimiți domnul pe WhatsApp, noi știți domnul Pantea, noi știți foarte bine care este poziția noastră. Toate partidele politice vor depune pe toate rețelele de internet și socializare programul lor cu 3 ani de zile înainte și îl vor dezbate cu publicul. Publicul deja trebuia să știe programul pe care îl are domnul Pantea. Nu trebuie să ne-l pui mie deoparte, nu. Programele partidelor trebuie să fie libere ca toată lumea să vadă ceea ce doriți noastră de la noastră. De la noi, ce doriți să faceți. Pavel Mengu, se spune cooperativizare și spălare de bani a stâmpărăte. Domnul Pavel Mengu, nu se spune cooperativizare. Eu nu fac cooperativizare. Una la mână, în a doua la mână. Deci nu există spălare de bani. Spălare de bani este numai în capul noastră. Pentru că, vedeți, de fiecare dată, în loc să vă gândiți la un lucru pozitiv, vă gândiți numai la lucruri negative. Adică, cum vrei dumneavoastră să spieli bani? Aici, mătale, domnule Pavel Mengu, o altă soluție de ridicare a economiei naționale, vino și spune-o în direct aici, o ascultăm și noi. Ai dumneavoastră posibilitatea să faci altceva în afară de această asociație care va trebui să fie, bineînțeles, asociația tuturor românilor ca să poată ridica economia, pentru că unul singur nu are posibilitate. Nu mai sunt bani. Ai înțeles? Bani nu sunt. Și deci nu suntem nici la putere. Cu programul nostru poți să faci ceva fără ca să fii la putere. În plus, asta vreau să vă spun. Dar ne spune, mergem mai departe, să urmă și domnul Costi Bușioc, greșiți, țara are bani, nu cer și bani decât la cei care lucră în afară. Veniți acasă și hai să luăm țara de pe mâna noastră. Domnul Angel Romică, vedeți noastră, la această oră spuneți, nu cer și bani decât celor care lucrează în afară. Aia sunt la fel ca și noastră cetățenii României. Deci noi trebuie să discutăm despre dreptul. Păi dar pune la bani din afară și după aceea cere drepturi și eu nu-ți dau drepturi matare să spui, domnul Timon, dar cum adică ăla are drepturi și eu n-am? Deci o să-mi spuneți așa sau nu o să-mi spuneți? Nu discutăm. Acasă eu vin. Acuși, mai sunt câteva luni și ajung acasă. Și voi începe să fac organizațiile. Voi începe să fac asociația, voi începe să construiesc, vom deschide magazine, o să vezi că o să fac live de acolo direct, o să fac și organizații, o să semnăm și inițiativa legislativă, vom face de toate. Nu înseamnă că îl dai jos pe X de la putere, ai rezolvat situația României, nu. Trebuie să ai înlocuitorul lui, dar nu înlocuitorul lui, trebuie să știi ce să faci în secunda 2. Pentru că România nu poate să intre în colaps. România deja este într-un colaps financiar. Este întreținut artificial de bani din afară ca să ni se spună că suntem putreți de datori ca să ni se ia absolut totul și apa din subsol.
Ne spune domnul Ion, domnule Timon, eu aș scoate acțiuni la Asociația Agricolă, de care ziceți, și să le cumpere cine vrea. Nu pot, domnul Iostaciu, pentru două motive. Pentru motiv că la noi nu cumpără cine vrea acțiunile, ci doar români. Cetățenii români. Unu. Doi. Vedeți, dumneavoastră, scoțând acțiuni, ați spus foarte bine. Le cumpără cine vrea. Nu. Tot cine vrea poate să vină să se scrie în asociație, la fel ca și cum ar cumpăra acțiuni. Deci eu, scoțând acțiunile la vânzare, îmi vine domnul Stanciu, care este spus să îl acopere pe respectivul. Se va acoperi doar pe el. Atenție, pentru că există o mare diferență între asociatul pe acțiuni, acționariat, cu care putem poate mai târziu să devenim, dar care va trebui să devenim întâi asociație, după aia să adunăm mai multe SRL-uri în jurul nostru, mai multe ferme, abia atunci devii societate pe acțiuni. În momentul în care ai plecat la treabă, noi suntem deocamdată o asociație non-guvernamentală pentru două motive. Unu, dorim să reinvestim profitul pe care îl facem, da? Și să nu plătim impozit statului pentru organizare. În același timp, asociațiile și societățile care sunt sub noi, care au activități economice, vor plăti statului impozite și taxe normal și vor fi legale din toate punctele de vedere. Dar noi vom putea dezvolta această asociație și acest proiect fără ca să vină guvernul mâine să închidă activitatea. Pentru că dacă eu fac o societate pe acțiuni sau pe profit, mâine vin șmecherii la noi, da? Și nu se ia de un obiectiv. Băi, vrei să purifici ceva? În ideea asta este domnul Stanciu, ca să înțeleagă toată lumea. Deci ce se întâmplă? În momentul când Matale este asociat cu mine, domnul Ion Stanciu are asociația Y. Rapoartele și contractele sunt făcute cu noi, ți-ai vândut, ți-ai luat, totul, operațiunile sunt totul la vedere, sunt totul transparent. Dacă există probleme, ăștia vin la un exemplu și se adresează societății pe care Matale o conduci, dacă sunt probleme cu plata care trebuie să o faci pe profitul pe care l-ai înregistrat la stat și cu toate alea. Nu vine să ia de mine, să ia de producător, dacă producătorul a greșit. Dacă nu greșește, bineînțeles că el are suportul nostru necondiționat. Că nu-l lăsăm să dea faliment. Pentru că una din condițiile care este, nu-l vom lăsa pe niciunul dintre aceștia care vin sub noi să dea faliment. Greșiți, țara are bani. Nu mai are țara bani, domnul Angel Romiche. Țara are bani, dar banii are în momentul în care vei ajunge Matale la putere. Asta spui, Matale, poți să-mi dovedești și mie ce bani are România, că eu pot să-ți dovedesc că nu are. România are debite la ora asta de 95 de miliarde de euro. Debite scadente. România este scoasă la vânzare în fiecare zi. Dumneavoastră nu vedeți că ne vând hidroelectrica? Păi dacă România avea bani, unde sunt banii respectivi? Trebuie să-i scoatem noi din la negru și îi vom scoate cu această asociație. Pentru că atâta timp cât omul nu este angajat, nu, deci o societate face activitate la negru și aduce, o salutăm pe Daniela Cherechiș, care a intrat în școală Busuioc, pe domnul Costi Busuioc, o societate care nu-și angajează oamenii, poate să demonstreze statului că nu prea are profit, adică că nu a făcut activitate. În momentul când ai 10 angajați și când le-ai plătit asigurările, ai plătit toate dările la stat, statul spune, domnule, ai ținut 10 angajați, înseamnă că cu 10 angajați ai prășit mai mult, ai semănat mai mult, trebuie să ai un profit mai mult pe care tu trebuie să-l plătești. Iată de ce angajatorii, ca să ascundă acest profit, nu plătesc și țin la negru muncitorii. Unul la mână. Al doilea, îl mai fură și pe muncitori de bani care ar trebui să-i dea către stat pentru asigurări, pentru zilele lui de muncă și așa mai departe. Deci, noi trebuie să evităm toate aceste lucruri. În programul nostru avem prinse toate aceste lucruri
cu subiect predicat, punct și virgulă, în așa fel încât să le evităm. Domnul Timon, trebuia să depuneți bani în niciun cont, ci să scoateți acțiuni și să le cumpărăm. V-am explicat încă o dată, domnul Stanciu, despre ce e vorba. Da? Acțiunile nu le pot cumpăra. Nu le pot da pe acțiuni, pentru că ca acționar, deci repet, mă repet la lucrul ăsta, ca acționar vine domnul Ion Stanciu, eu dacă îi dau, spre exemplu, pe numele lui domnul Ion Stanciu, i-am dat pachetul de acțiuni, automat domnul Ion Stanciu le poate vinde, da? Și domnul Ion Stanciu o să vândă unui străin acțiuni. Și mă trezesc cu neamțul, sau cu turcul, sau cu arabul, că este acționar majoritar în societatea noastră. De ce nu înțelegeți? Da? Ok. Mergem mai departe, vă dăm lămuriri tuturor. În funcție de ce a scăzut audiența. Domnul Pavel Mengu, audiența scade în funcție de cum vrea securitatea. Deci când securitatea vede că suntem sus, mai taie din cifrele alea. La un moment dat eram 260, acum suntem numai 60. Că nu poți să iasă 200 de oameni odată sau 100 de oameni odată din live, că îmi spune că au ieșit 109. Așa se întâmplă de fiecare dată, avem de luptă cu ăștia, până când ne omuni și vom fi mai mulți, asta e. Până când vom avea și noi posibilitatea să avem o televiziune proprie, dar asta va dura foarte mulți ani. Păi asociația are nevoie de un administrator, acela va fi PPFR, corect. Alina Daniela, asociația are administrator. Asociația Agricolă Dacia Liberă este Asociația Agricolă Dacia Liberă, nu este PPFR, ca să înțelegeți. Că noi, partidul, vom susține asociația, vom lupta pentru legile ca această asociație să meargă, e divers. Dar nu amestecăm treburile una cu alta. Este foarte normal că programul nostru al partidului îl pune în aplicație asociația, pentru că partidul face legi, se ocupă de alte treburi. Partidul se ocupă de ceea ce trebuie să fie făcut din punct de vedere politic, din punct de vedere practic, din punct de vedere a dezvoltării. Programul se ocupă, iar programul înseamnă prima cărămidă, Asociația Agricolă Dacia Liberă, care va începe, va pune prima piatră, prima cărămidă și va începe să mulțească acel capital pe care noi dorim să-l facem, să-l strângem. Da? Vom aduna toți producătorii agricoli, le vom cere să participe cu cotă parte pentru a începe să facem, să construim supermarketuri pentru ei și așa mai departe. Este posibil să apelăm la primari, la primării, primăriile care doresc să relanseze toată economia pe raza localității, dacă poate împrumuta 25 de milioane de euro, s-a pus la punct, pentru că cu acești bani putem construi, atenție, centru de colectare a laptelui și procesare, abator, fabrică de legume, depozite pentru legume, cereale și fructe, da? Absolut, inclusiv cărnuri, și două supermarketuri. Toate astea se pot face cu 25 de milioane de euro în fiecare localitate al României. Vreți să-mi spuneți mie că o localitate, o primărie cu 10.000 de locuitori, dacă cere 25 de milioane de euro la bancă, banca nu-i dă 25 de milioane de euro? Eu cred că îi dă. Și atunci, tu care ești primar în localitatea respectivă, știind că poți să faci locuri de muncă, știind că poți să repornești economia, de ce nu faci? Bineînțeles că nu vei putea face dacă nu vei fi înscris în circuitul ăsta pe care dorim să-l facem noi. Bineînțeles că acest program este un program multicomplex pe care eu am să-i spun domnului Pantea ca să poată să înțeleagă, dacă ne mai urmărește la această oră. Pentru că el de regulă închide. Deci în momentul când facem un program trebuie să ne gândim la absolut toate vânzările. Și la vânzările care se fac în România și la vânzările și la vânzările care trebuie făcute în exterior. Toate fabricile pe care le facem noi trebuie făcute la artierele principale, pentru ca să avem acces la camioanele noastre să vină să încarce cât mai rapid,
pentru a putea transporta cât mai rapid și mai departe. Sunt foarte multe lucruri pe care noi le avem în program și pe care trebuie să le facem împreună. Ne spune domnul Pavel Mengu, televiziunea a avut Dan Diaconescu, asta vă trebuie. Bineînțeles că asta ne trebuie, dar eu vreau să vă spun că dacă ar veni aici 1 milion de oameni pe această pagină și am avea 1 milion de vizualizări pe seară, ar fi ca o televiziune. Noi nu avem bani acum de televiziune. Cine ne dă nouă bani ca să avem o televiziune? Da? Deci asta vreau să vă spun. Așteptăm întrebări. Întrebări, noi vă răspundem la absolut toate întrebările. Ați înțeles? Noi vă răspundem la absolut toate întrebările. Bună seara și domnului Adrian Buruntea, domnul inginer Adrian Buruntea, domnul inginer care deja are la dispoziție primul solar, am 2 solarii și o locuință, pentru cei care doresc să intre, să fie primii angajați ai Asociației Agricole Dacia Liberă. Deci primii angajați vor lucra în 2 solarii și vor face pentru prima oară, acum trebuie să intre în decembrie, ar trebui să fie acolo. Pentru ca să dăm drumul la să punem semințe și să punem semințe să facem răsat. Ca la primăvară să facem cea mai mare grădină de legume. Legume pe care le vom vinde în oraș. Vedeți, dumneavoastră, în loc să vină domnul Pantea și să spui, da, domnule, uite, vă strimit, am 2 oameni de la țară care vor, familie, soț și soție, au casă, le asigurăm salariu, avem, le asigură domnul inginer Buruntea, le asigură partea tehnică, le explică ce trebuie să facă, cum trebuie să lucreze. Noi, asociația, punem bani pentru ca obiectivul de activitate să ducă, să se facă așa cum trebuie. Domnul Meheș va fi acolo să verifice toate lucrările că sunt în ordine, da? Deci nu luăm pe cineva care să-și bată joc din banii noștri, să iau 2 salarii și să-și bată joc din munca noastră. Și în primăvară facem cea mai mare grădină de legume care să ne permită să mulțim bani. Vedem dacă lumea va fi de acord, dacă lumea se va înscrie, dacă lumea va dori să facă acest lucru. Pentru că dacă nu dorește, noi mai multe lucruri nu putem face. Dar împreună putem face. Împreună chiar și cu domnul Liviu Sernențiuc, care deși are ce are cu mine, ar putea lăsa toate aceste lucruri și ar putea să-și vadă de munca de partid, de munca în asociație, ar putea să devină un patriot adevărat, pentru că patrioți adevărați, atenție, nu fac ce face dumneavoastră, domnul Liviu. Patrioți adevărați luptă în continuare. Da? Asta e. Eu îți dau 1 milion de euro, vrei, ne spune Cristi Florin Ifu. Nu, domnule Ifu, nu trebuie să-mi dați mie. Dumneavoastră, dacă aveți 1 milion de euro, vă construiți o fabrică, noi vă spunem ce trebuie să aduceți în supermarket și vă asigurăm vânzarea, fără niciun fel de probleme. Bună seara, domnule Mihai, vă ascultăm. Bună seara. Puteți să-mi permite să mă închid cu tine, că mă dor oasele și mușchii. Iar am dedicat câteva tone astăzi și se simte. Pare Nicu Pantea are oasele strâmbe ca și mine sau doar mintea? Eu întreb pentru că nu l-am blocat nici pe el, am vorbit și la telefon, l-a făcut câteva propuneri mai indecente, dar indicente, așa ca prin ateal. Dar nu asta e problema. Problema este că deja mi-a fost distrus al treilea PC și sper să rezolv problemele tehnice. Am găsit astăzi 3 birouri de urmărire, unul de la STC, unul de la PRI și unul de la cineva care este în revist. Am reușit să identific IP-ul de pe care m-a trimis și o să remediez problemele, dar o să mai dureze puțin, de azi nimeni nu prea pot să scriu. Acum am postat doar ceea ce este transparent și ceea ce am scris. Nu pot să derulez absolut nimic pe laptop, pentru că nu se poate. Asta este. Sunt băieți inteligenți, băieți deștepți, care luptă împotriva.
împotriva României, noi asigurăm că nu luptăm împotriva României, ci luptăm pentru România, pentru că ne pasă de România. Nu pot să vă ce scrie domnul Nicu Pantea, pentru că nu mă lasă monitorul ăsta. Da. Nu-i plac bărbații. Nici mie nu-mi plac domnul Pantea, s-a zilistit, că nu v-a făcut de rică propunerea dumneavoastră. Dumneavoastră mi-a făcut mie. Să fim oameni serioși, pentru că toți suntem ardelean și un ardelean se respectă, dar nu e vorba doar de ardelean. E vorba de cel care nu și-a vândut sufletul încă și se respectă pe el și pe cei din jurul lui. Am postat acolo pentru cei care au reușit, știu că se derulează foarte rapid scrisul pe Facebook și văd că au scăzut cei care se uitau și a tăiat unul din față, probabil este mai mult decât unul. Sumele care au sosit în ordinea pe care oamenii care cred în acest program al Asociației Agricole Dacia Liberă sunt girate în contul meu personal de euro. De-aia am dat ca să spun, pentru că chiar dacă am un proces pe rol, așa cum spune domnul Nicu Pantea, nu sunt host, nu sunt criminal, nu sunt bandit. N-am deturnat fonduri de la Europa, ca România să fie datoare cu peste 140 de miliarde de euro. N-am distrus, n-am dărâmat, n-am privatizat, n-am ruinat 1256 de întreprinderi mari. N-am ucis sănătatea, nici învățământul. N-am făcut absolut nimic ilegal împotriva României, din contră. Le dau dedicații celor care n-au trimis giruri de urmărire personală de la FTS. Cine nu știe ce înseamnă că scurtat abreviat FTS, le traduc. Servicii de telecomunicații speciale. E nevoie de traduși și SRI? Vă spun ce înseamnă SRI? Poate o parte dintre dumneavoastră nu știți, care sunt plecați de mulți din România, că ați cam uitat pe fiți români, nu se vor fiți românești. Că asta e mai greu cu vorbitul. Și mai greu e cu scrisul. Serviciul Român de Informații, da? Și mai sunt și alții de la RGI și din alte lucruri. Mihai Nehăș, adică subționat, 50 de euro. Vă spun încă o dată și vă menționez, banii au intrat în ordinea respectivă și sumele, din partea persoanelor. Doamna Cristina Sângă, 50 de euro. Robert George Moraru, 100 de euro. Mariana Bărbuia, 50 de euro. Tavio Ozon, 50 de euro, Elena Pe, 50 de euro. De ce spun Elena Pe? Pentru că n-a dorit să dezvăluie identitatea și a spus că nu contează dacă este în Partidul Poporului Costa România, nu contează dacă este în Asociația Agricolă Dacia Liberă, dar contează că ea se simte româncă, chiar dacă este plecată de mult ani din țară, și simte și îi pasă și dorește ca România să redevină acolo unde a fost ea cumva, adică drenarul Europei. Domnul Turcu Vasile, 200 de euro și domnul Timon Ciuc, 100 de euro. Banii sunt în cont, mai puțin 210 euro plus un comision mic, pentru că banca păia partea ei de bani. Da, asta este. 200 de euro au fost mirați domnului avocat, ca că lucreze pentru documente, iar banii sunt acolo, deci nu sunt nici hot, nici criminal, nici bandit, nici necălțit și de ce spun asta. Pentru că încă mai cred în Dumnezeu, care vede și știe tot, mai puțin... Da, eu vreau să întreb o treabă, stai un pic, domnul Mihai. Văd aici că domnul Pantea, eu scris domnului Turcu că va avea probleme, că îl dă el în judecată sau nu știu ce se întâmplă aici. Păi se mă dea pe mine, de contul meu. Da, nu, că, da, pentru șelăciune. Deci, se mă dea pe mine. Eu vreau să spun, cu amenințări aici, domnul Pantea, în secunda 2, este... Nu, îl elimin, gata, deja mi s-o... Nu, dar dați-mi voie să lămuresc pe domnul Nicu Pantea înainte să se ducă să se uite la telejurnal. Sumele sunt publice, există contul de la bancă, există tranzacțiile, oamenii sunt acolo și banii nu sunt folosiți pentru discuții din partea PSD-ului sau domnul
PRU sau domnul Mișcarea Populară Democrată Română, sau cum se chema ea. Deci nu face intermezie. Și întâlniri pe la Bucten, pe la Pucioasa, prin alte locuri. Nici nu merge la vulcanii noroioși. Noi vrem să facem ceva pentru țară. Da, domnul Pantea, mă rog, o să le elimin și vă spun de ce. Deci, eu puteam să vă elimin din prima de pe contul ăsta, dar n-am vrut să vă elimin, am vrut să vă mai dau o șansă. Dar poate îi se luminează mintea, dacă nu suflet. Dar cu ce se lumineze, că eu n-am timp să stau să mă cer toată ziua cu el, cu unul ca el. Ăsta nu e omul care se... Deci, uitați ce mentalitate are. Domnul Timon, eu am încredere în omul ăsta, pentru că eu înțeleam și păi dezghețat la mintea. Da, da. E super dezghețat. Serios? E bun. Serios, da. Vă spun. Și mulți alții am încredere. Și domnul Ursul care scrie acolo. Și mulți alții. Dar chestia este că până acum, în cei 27 de ani de democrație, celor care ne conduc foarte bine stabilit, au avut creierele spulate și mințile manipulate, domnul Timon. E cazul să-i trezim și pe ei. Dar nu mă enervez, domnul Ion Stanciu. Problema este în felul următor. Spune domnul Nicu Pantea. Domnul Nicu Pantea, orice asociație, orice partid, trebuie să aibă un fond ca să poată înființa. Legal, deci trebuie să existe un fond și după aia se formează contul. Pentru că se cheamă însuși partid sau asociație, cei care doresc să constituie acest fond, sunt membri fondatori, și depun bani. Care e problema, Matale? Deci, ești atât de, cum să spun, te rog frumos ca să, nu vreau să te jignesc, dar în momentul în care vii cu niște aberații de genul ăsta, încasați neoficial bani, asociația nu este înscrisă fără chitanță. Domnul Nicu, există chitanță, dar Matale nu știi, eu vreau să spun că toți banii ăștia au fost virați dintr-un cont bancar în altul. Iar extrasul de cont ține loc de chitanță. Dar dacă Matale ai două clase ca trenul și alea pe jumătate le-ai lipsit, nu ai de unde să știi aceste lucruri. Ai să înțeles? Deci automat cât eu mă duc și fac un virament bancar de la bancă, banca te întreabă pentru ce, cui trimiți banii ăștia și pentru ce îi trimiți. Deci în momentul în care ai dat declarație oficială la ce folosești banii ăștia, în chitanța ta se scrie că eu am trimis bani pentru Asociația Agricolă Dacia Liberă pentru constituire de fond. Cu chitanța respectivă pe care o ai, dovedești că ai trimis bani. Așa că nu e nevoie ca eu să-ți eliberez ceva. Mai mult decât atât, ca să trimiți cotizația, te prezinți la bancă, faci un completezi un formular și spui eu vreau ca în fiecare lună să mi se oprească 5 euro, pentru că acești 5 euro să intre în cont la Asociația Agricolă Dacia Liberă. Și banca îți face virament. Îți dă cineva chitanță? Nu. Domnul Timon, dacă banii respectivi îmi dă domnul Nicu Pantea și direct în contul lui, oare o fi bine? Da. Da, probabil da. Ar fi bine aici. Aici ar fi bine. Domnul Pantea, ce spui? Îmi dau număr de cont că direct faci celor care i-au trimis în contul dumneavoastră? Da, să aveți noastră grijă. Păi da. Mare grădina ta, doamne, dar hai să lăsăm pe domnul Pantea să discutăm de ale noastre. Eu sunt foarte, foarte obosit și de-abia mai respir pentru că am și problemele care au apărut de sănătate, dar Dumnezeu nu mă lasă pentru că și așa n-am nimic de pierdut. La fel cum nu am nimic de câștigat, doar demnitatea mea umană și dreptul de a nu mai sta în genunchi în fața unui asemenea sistem criminal democratic din România, care pe mine personal, repet și susțin, mă ucide concert și sigur în fiecare zi, puțin câte puțin de 27 de ani. Prin democrația lor, prin ordonanțele lor de urgență, prin legile lor, prin raportările, astăzi am și zâmbit puțin, pentru că am auzit o știre, ascult Radio România Actualități, deci e singurul post de radio care l-a ascult, și de până când muzică de pe postul meu de radio, nu m-am plictisit de ea, pentru că am muzică din anul 1950, din anii 1950 și până astăzi, dar e problema că avem
cea mai mare creștere din Europa. Deci România are 7% procent de creștere economică în fața tuturor țărilor din Europa. Deci ăsta a fost raportul dat de PSD și de către Mugur Istărescu, care își exprimă părerea fermă că euro nu va depăși până în decembrie 5 lei. Rămâne undeva la 4,64, o să stabilizeze acest euro, dar pe mine mă bucura dacă spunea că întărește leu românia, pentru că domnia lui e român sau nu e. Cine trebuie să răspunde? Domnul Micu Pantea, haideți că aveți un grad de cultură și domnul Ion Stanciu și mulți alții, haideți că aveți un om care vă reprezintă de 27 de ani și e la putere. Domnul Mugur Istărescu este sau nu este român? Iubește sau nu iubește România? Pentru că el este în funcție de atâția ani. E singurul care este în funcție acolo. Deci eu n-am blocat absolut pe nimeni, nici pe Liviu Stănciuc, nu am blocat nici pe domnul Nicu Pantea, am vorbit și la telefon, nu când deschid, sunt aici. Nu sunt hot, nu sunt criminal, nu sunt borfaș, nu sunt bandit. Nu am o pe mine, am o piele care îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat-o și nu sunt peste oatele care deja au început să sufere. Muncesc cu două mâini, cu două picioare, cu un cap, dar drept, nu numai în învățământ, așa cum am făcut-o și am format oameni de valoare, pentru că deocamdată s-au închis două școli din Hunedoara, mai urmează încă una, s-o bate și un liceu. Cam ăsta este mersul democrației lor din România. Naturalitatea este în creștere, șomajul este în urcare vertiginoasă. Doamna Augusta Vasilescu își dotează parcul de mașini cu mașini noi ca să numere șomerii și asistații sociali. Locuri de muncă, ce să spun, sunt mai mult pensionat decât cu oameni care muncesc. Dar asta este politica care se face în România de 27 de ani. Și nu e vina mea sau domnului Stăzăciuc sau eu știu a cuiva că a plecat din țară. Nu, lumea nu a plecat de bine. Lumea a plecat să caute să nu mai muncească cum încerc eu acum cu acela salariu din 1979. Adică minim de economie. Am prosperat, suntem în democrație, trăiască democrația, numai noi să nu murim ca să putem să plătim în continuare taxe, impozite, biruri, să achităm facturile care ne vin în fiecare lună și mai mult decât atât, să putem să plătim salariile demnitarilor noștri cu multe zerouri la urmă, nu cum au copilașii pe care îi creștem, îi educăm, îi formăm, mai puțin de 3 lei pe zi, pentru că ei sunt viitorul națiunii. Sunt foarte multe de spus. Nu am absolut nimic cu nimeni. Eu mi-aș dori ca toată lumea să se trezească, să citească ce am postat oficial și transparent în Partidul Poporului Forța România, oricine poate să citească, și chiar să ne contrazică. Nu-mi place statutul, nu-mi place programul politic, nu-mi place inițiativa legislativă, nu-mi place Asociația Agricolă Dacia Liberă. Să spună, uite, mie asta îmi place și hai să facem așa cum văd eu că este bine. Dar în momentul în care tu vii și doar comentă și mai și râs și bați joc pur și simplu de viața ta, pentru mine aceste persoane nu sunt. Alo, alo, bună seara. Imediat, bună seara, îl avem în direct cu domnul Ioan Butean, de la Maramureș. Bună seara, domnule Ioan. Cu mult respect, bună seara, să trăiască toți românii care mă urmăresc și chiar care nu mă urmăresc, să mă urmăresc de mâine. Un lucru important pentru țară, un cetățean al României. Vorbiți mai... Nu vă aud. O să ies eu, domnul Simon, sau pe domnul Bandoval, care spune are pe domnul Simon, așa cu mine, că nu
a spus nimeni. Dacă dumneavoastră, domnul Paterman, vă considerați unile, este doar alegerea dumneavoastră, pe care vă respect, dar nu o părtășesc, pentru că pentru mine, fiecare suflet este o suflet unic, adevărat și liber, și mai mult decât atât este om, până la urmă. Dacă dumneavoastră nu vă considerați om, domnule Paterman, înseamnă că sunteți unime. Mulțumesc, pace, lumină, iubire, armonie, harmonie. Lista mea de bunătăți este lungă, se lucrează în continuare și la documente și la acte și o să facem treabă pentru că nu ne pasă de România. Cui îi pasă să vină alături de noi. Cui nu, cenzure, da. Cenzure se vorbească după cum îți ai mintea și după cum eu mă plictisesc. Da, fiecare se plictisește de viața lui. E foarte bine. Dar nu îți fac, domnule, de nou dorit, că la un moment dat, nepoții dumneavoastră și copiii o să vă creangă de mânecă, la fel și pe Bezumba de Mare, la fel și pe Morgani, și o să vă trebuie de ce sunt eu dator văzut, pentru că tu ai fost în democrație, ai fost în libertate, și eu sunt generație de sacrificiu, așa cum ai fost și tu cândva. Toate cele bune, Doamne Dumnezeu! Doamne Dumnezeu! Da! Domnul Ion, bună seara, vă avem în direct, domnul Ion Botean de la Baia Mare, este în direct cu noi la apelul de seară. Ați putea să deschideți camera să vă vadă lumea. Sau dacă nu lăsați-o așa, măcar să vă auziți, pur. Vorbiți așa că e mai bine, că poate nu se întrerupe. Vorbiți mai tare și rar, hai. Da, bună seara, mă găsesc din nou. Poate nu m-ați auzit. Mulțumesc, mă țin de vreo două ore să intru în directul dumneavoastră. Foarte greu am reușit. Deja cred că cineva are grija mea. Nu poate de grijă. Deci ideea, mâine la ora 12 mă duc la comisie să văd unde îmi dă locația ca să statornicez. De la ora 14, așa scrie în cerere. Și până la infinit când se rezolvă cauza, adică eu am zis acolo până la 30 de zile, cel mai mult. Că așa e la noi, legea România, orice cele faci, se rezolvă în 30 de zile, nu ca la dumneavoastră, că s-a rezolvat în câteva ore o cerere depusă de mine, de la Baia Mare. Încă o dată vă aduc mulțumiri pentru că aveți grijă de mine și îmi purtați de grijă. Dumneavoastră din toți românii din diaspora, și nu numai, și cei din România, poate că încet, încet, vă înțelege din discuțiile avute astăzi cu Andrew, fata. Arăți prin magazine, prin scuze. Puneau că da, aveți de toate, domnul Buteanu. Ei, dacă o floare, nu se face primăvară. Păi atunci... Domnul Buteanu, pentru introducere, pentru că mulți care sunt aici, avem și domnul Nicu Pantea, care e în direct aici și alții, nu știu pentru care este cauza ieșirii noastre în stradă sau cauza intrării noastre în grevă foamei. Și deci va trebui să specificați acest lucru ca lumea să poată înțelege. Da. Deci în urmă cu vreo două luni mă dusem să plătesc capa și eu, adică toate serviciile, am plătit gaz, pe o lună, 39 de lei, apă, 50 de lei, adică, pardon, curent, 50 de lei, iar când am ajuns să plătesc factura de la apă, 70 de bani. După care mi-am dat seama ceva nu-i regulă. Am deplasat la sediul central la doamna director, pe o doamnă director, am ținut o audiență, am discutat și am zis, bineînțeles că și eu, am spus, doamne, oare doamne, merge la mine în casă, poate electrică cu apă, adică mă refer vehiculele, frigiderul, combina, aspiratorul și așa mai departe, mașina de spălat. Da. De ce nu, domnul Budan? Dar de ce? Păi sigur zic, da. Curentul e mai ieftin, gazele mai ieftin și apa e mai scumpă, că ne dă Dumnezeu din cer, bine că se liberă apă dulce și de toate și domnule, așa scumpă. Nu, dar nu chiar așa de scumpă cu credele noastre, că nu chiar avem dreptate. Pentru că apa împărțit 7-7 de bani în două și acela e costul apei pe care îl consumați dumneavoastră în 2 metri cu. Dar și restul, apă restul, uitați-vă, tot o factură.
că, bineînțeles că m-am uitat, aveți în duplicatori apă canal, domnul Buceanu. Dar, pe peste trebuie să apă canal. Pentru că nu vă spărați apă canal ăsta, de ce e apă canal? Eu nu folosesc apă din canal, din noastră mântără. O folosesc și o boloane, eu de cât. Folosesc apa potabilă de apele omului, că corpul uman ai 7% apă, fără apă nu putem trăi, nu există. Nu se dezvoltă nimic, am murit. Și atunci, ca atare, eu fac o baie, când zic, fac răbuteală de săpun, detergent, clor, la răbitul hainelor, soția și așa mai departe, vă ajut că apa s-o curățată, îi pot da drumul în apa, și nu pot să primi pe toată că vă ajut. Dar, în schimb, atașați încă o dată cu apă, ca și cum ați prelori și române, și ca atare, aici e durerea mai mare, TVA-ul la apă, ca... Anapoi, 90%, nu 9% ca și la apă potabilă, viață, de pentru nu știu că eu folosesc, o utilizez. Și atunci, am spus eu, înainte era TVA-ul 24% la apă potabilă, iar la canalizare 90%. Eu am zis, nu am fost de matematică, dar studii superioare, mă rog, medie și așa mai departe, nici facultăți de drept, nici masterate, nici doctorate, nici Academie Militară. Am prins pe toate terminate la Serat, l-am scos la vieții, cum zic eu, și am 5-6 ani de acasă. Și ca atare, vă fac un calcul, doamne, când era apa 24, până când în guvernul, nu știu, la guvernul s-o zic aliment de bază, ca pâinea, lapte, așa, de produs primar, s-o trecut ca aliment de bază, s-o pus la 9%, diferența era între 24 și 19, era de 5%. Ei, dacă l-a făcut nouă, am eu o părere, ar trebui aceea diferență să o păstreze. Deci, 9 minus 5 a dat 4. Procente 4 nu există în România, toate puținii că în lume n-am auzit să fie TVA de 4%. Și atunci ei explicam, sensitivul un aparat de măsură și control, dar curent la gaz, la orice altceva, dacă e sub 5, rămânea cu până luna viitoare sau mă rog, dacă se simte tot cu gemul sus. N-are interopul din subatul, asta tinde să meargă spre zero. Deci ceea a fi zero înseamnă că e într-adevăr adevărat. Dânsa zis, dar dacă nu putea nu, eu nu pot face nimic cu guvernul român. Alo? E clar. Trimite la guvernul României, pentru că acolo... Bun, domnul Buteanu, am intrat prea mult, mă ascultați. Am intrat prea mult în detalii, deci adică nu e vorba de detalii. Deci când, concret, când începe greva foamei și la ce oră... Prin urmare, am așteptat, am făcut o grevă, am intrat în problemă, am cerut să mi se aprobe grevă, o grevă normală, cu mari, cu meeting, cu oameni, unde mi s-a aprobat. Pe data de 23, 24, 25, 26 și 27, între ore 15 și 18. M-am deplasat pe la locul numit pe platou. În piața Revoluției mai mare, o zonă centrală, și în prima zi luni au venit 7 cetățeni. Între a doua mari, 5, între a treia au venit 3, între a patra, 2, și în ultima zi au luat singur. Văzând toate acestea, dar vă rog să mai precizez un amănunt, undeva miercuri seara, cineva mă sună din diaspora, o doamnă, și zice, domnul Buteanu, așa am văzut pe ce s-a postat, așa vă rog. Cu ce vă putem prinde folos, noi de aici din diaspora, ați fi mare de folos, dacă ați putea cum ați mă sprijinit, că am și eu o problemă. Ce anume? Am o frică, o reținere, totuși, cât de aia cred că nu este cetățenie. La noi este o chestie cu DNA, adică sub sloganul, cum am spus eu sloganul TVA, toată viața apă, atunci sloganul de DNA pentru mine l-am transformat din DNA în domnii noaptea te ascund. Deci ăia care vorbesc mor ziua, noaptea ascunde să tacă din gură, ca poporul să nu se trezească. Bun. Și atunci dumneavoastră, imediat pe seara la ora 8, doamna ne-a transmis o să intre de domnul Distrug să mă ajutăm cu ce putem noi de aici, de la distanța aceasta, o să fim alături din noastră și încă o dată vă duc mulțumit și în continuare toată încrederea am îndunat în cei de afară și de aceea și zic eu că trebuie să merg mai departe pentru că cineva totuși îmi dă importanță și interesa de mine. Adică totuși cine? Totuși românii noștri, cei care din patria mamă plecat, rugămintea este, nu fac o rugăminte așa cum face președintele României Ioan, să vină România acasă, da?
Și eu zic, de 1 decembrie să vină România acasă, să lasă de lângă mine. Ca să vin mai mult. Și nu numai să vină, să înconjure palatul, să le cere parlamentarilor să fie oameni drepti, cu coloană vertebrală și cu mintea lucidă, pentru că ei spuse acolo de către popor. Deci, cine eu îl deslat să ajungă pe acele scaune? Poporul, nu-și rând vot. Deci poporul, am putea să zice că e patronul parlamentarilor a Camerei Deputaților, la Senatul. Dar ei uită repede asta, adică uită repede. În momentul când ajunge acolo, primul lucru care se ocupă este pentru ei, pentru salariile lor. Bun, domnul Ion, asta știm, asta vom asculta. În concluzie. Am terminat acel lucru, am revin, mă scuzați, că asta este mergi tot de mână în mână. Și atunci am văzut că nu se întâmplă. M-am dus la primăria de Punte Pecea, la Vital, la societatea respectivă, cu prietenul care am avut, eu nouă de toate, și la Vital, la societate și la prefect, pentru că acolo era foarte important pentru mine să mă duc, să depun de Pecea pe chestii, să ajungă la Parlament, să știe cineva, să mă facem seama. Într-adevăr, domnule Amara Mureș, prefectul, un om de toată minunea și de toată omenia, așa ceva mai rare oameni, domnul Deanu, în 3 zile a prezut răspunsul de la mine. E arest, nu știu. Au făcut de versurile către celelalte, către primărie, către vizată. Eu, cum era obligat să răspundă, dar ei au răspuns mult mai târziu după aceea. Eu, din momentul, am văzut că mi-a răspuns prefectul, care prin mandat postal, tot am semnat. Atunci am mers, am luat cerere din nou și am zis, merg înainte. Deschid scriptul și mă duc pe bun în stradă și fac greva cu oameni. Pentru că așa văd eu corect, că poate cineva atunci o să se sensibilizeze mai mult, atât și cetățenii care sunt frații mei, ci și cei care trebuie să se ocupe de această situație. Bun, noi mâine la ce oră, vă găsim? La ce oră ce? Am depus că domnul primar a intervenit și a zis tot puteam. Nu e corect, vă rog să vă scoate cererea, a terminat să vă puteți face și să înțelegeți, să vedeți ce putem negocia. În hotel am negociat de la ora 8, de la 20 până la 21, după care o zis și avea dreptate și el, dar sigur că eu sunt părat foarte tare. Domnule, n-ai primit în gadreța de la Vital, de la societate. Dacă îți vine favorabilă, cum nu ați răspunde. Domnul primar, nu cred. N-aș vedea asta, că eu aș cere așa și așa cere, ca să înțeleagă popor, oamenii, cetățenii. Am zis, gata, să nu fie 7 lei și 7 bani, pe tot ca să fie numai. Eu mul 5 lei și te vreau să-l anuleze guvernul de la Apăcanat. Și aș fi mulțumit. Sau chiar să fiu indulgent. Să fie 2% și la apă canal, deci la asta, și să dispare cuvântul apă canal, de la canal, să fie canal. Ce apă canal, de rupă, sunt ca prin galat, toată mă deranjează și cuvântul. Și ca atare mi-a venit răspunsul în cele din urmă, eram super convins că nu o să facă ceea ce a spus și cel puțin la pretapă, ca să ieși și-l fac. Și atunci, tendat am luat cererea respectivă, care pe data de șase am scos-o, am modificat data și am depus-o și pe cererea am scris cam așa. Are importanță ce se va întâmpla, eu ies în stradă să mă apăr dreptul ca să pot să consum apă sau un preț mai etic și Ion Budeanu, dacă va muri, erou, nu va muri hot, nici de cherkeu. Am încheiat și a spus, domnule, dar nu face de asta, că vine preț adoptat. Doamne, acum din acest moment eu am decis ce fac cu viața mea și atunci vă rog frumos să-mi dați voie, știi dreptul meu. Da, bine atunci. Și acum am de aici. Atunci, mâine m-am mai rugat atâta. Ca să nu mai convoce, că am devenit în data de 15, nu putem să mai amânați ori domnul Budeanu, să nu convoc ședință extraordinară, să vină să vină organele în drept, să-mi dea autorizații și să discutăm. Sau am amânat cu din data de 6, că trebuie 3 zile înainte de aceea, pentru asta așa e legea, și atunci vine joi și joi la ora 12, mi-e comisie, și cum am pierdut de la ora 14, să intru în greva acum. Când va dura, nu se poate dura, până la puțin de weekend de săptămâna, atunci sunt parlamentare, sunt toți cei care sunt editorul și ei știu despre asta, sunt informați, că între timp am comis să vă spun, vineri am fost la 2 deputat, unul, mă rog, nu mai spun partidele, că atunci facem politică, nu vreau politică, e vorba de social, sau decât cei de la politică să se implice să facă probleme sociale, să le rezolve pentru cetățeni. Se
cel mai mult rezumă. Domnul Ion. Azi, mâine, de acolo o să încercăm să luăm legătura direct din teren, de la punctul zero. Ok. Sper să fim sănătoși și să ajungem să trecem postul cu bine, că trebuie să închei și eu, și anume am zis ce mi-a dat Dumnezeu. Dumnezeu este cu mine pe rând de români din diaspora. Anume, și a intrat postul pe de astăzi din 15, din 14, din 15, încerc eu. Eu nu o să fac post, o să fac ajun, ca Dumnezeu să iese pe toate, le fac cu bine pentru mine și familia mea. Domnul Ion, eu am înțeles, lumea se plictisește. Ascultați! Spuneți, mâine la ce oră vă găsim? La ce oră, de la ce oră la ce oră? Fiecare zi ca lumea să știe, cei care doresc să urmărească mâine pe domnul Buteanu, de acolo din Grevă Foame, să știe voi la ora de el pot găsi. Eu sper că după ora 14, după ora 15, până mă instalez eu, până am cumpat gazele acolo. Foarte bine. Ok. Vă salutăm. Sperăm să putem să nu mi se taie legăturile ca în seara asta. Deci am încercat două ore. Să putem lua legătura seara. Nu știu cum o să se bată afară. Eu să duc o lampă, am cerut să mi se dea voie să duc un cablu, să-mi dea energie electrică din holul prefecturii. Domnul Ion Buteanu, o secundă. Îl cunoașteți dumneavoastră pe domnul Nicu Pantea? Nicu Pantea? Da. Nu știu exact. Păi ăsta spune că el l-a adus la PUNR, la Partidul România Unită, el l-a adus 6% din voturi. Da. Da. Așa s-o spune din alu. Da. Da. No, dar rugăminte, vă mai rog încă o dată. Nu vreau să fac politică momentan. O vedea în timp dacă domnii de la Târma Țării vor veni spre mine. Atunci, da, dar dacă nu, atunci se întâmplă și politic. Eu cam dată știu că fără politică nu faci nimic, dar mai este o problemă. Dacă trec cu mintea mea la mine, în cartoteca mea, zic așa, trebuie, dacă vrei să faci ceva, trebuie să ai părință și părință. Fără aceste trei lucruri, omul pe pământ nu are rol. Bun, dar omul ăsta, ascultați, omul ăsta susține că el a fost artizanul celor 6% pe care l-au avut la Maramureș, unei periode. Mă rog, dacă nu-l cunoașteți, înseamnă că e inexistent. Acum, eu pe dumneavoastră vă cunosc, pe el îl cunosc mai puțin. Eu vă mai spun ceva. Mate, dacă chiar vreți, așa, într-o paranteză, eu am fost șef de birou la Partidul România Unită, PRU, Partidul România Unită, unde a fost un domn care a candidat la Camera Deputaților, Nistor Lies, și Blasi Vasile de la Baia Mare la Camera Senatorială. Am întâi, dacă căutați pe Facebook, oricine din lumea asta, o să vă dați detenia, domnul Blasi a avut o nenorocire de aia, să lungă în Parlament un băiat al lui și la cătul a fost să plantită din cauze medicale și atunci a să dați seama că trebuie să facem ceva pentru copii și nu numai și sunt ce păsesc voi, că nu dacă nimeni seamă și atunci să ajungă în Parlament ca să facem niște legi drepte și corecte, să nu dispărim ca naște, ca popor. Bine, vă las că lumea, ok, iese lumea din live, deci lumea vrea să știe, băi, mâine îl urmăresc pe domnul la ora de, voi fi prezent și îl urmăresc pe domnul Ion Buteanu de acolo din direct. Transmiteți dacă... Da, da, da.
Ok, Doamne ajută de Ioane, ne auzim mâine. Sănătate și să avem un noroc bun drum. A dat odată restul românilor. Un apel. A intrat postul, încercăm să ne rugăm la Dumnezeu, că fără Dumnezeu nu se face nimica. Ăștia vor să ne distrugă, să dispărem, dar opoșinate, nu vedeți că ne împărți, nu ne ajută medicamente împărțării pe aia. Vă rog frumos, o să mai discutăm că avem timp de aleat în următoare, dar că nu vreau să vă plictisez. Atât vă mai spun. Domnul Iisiu, că am primit acel cea care a zis să distribuiți la toți românii, așa, din partea mea, ca să nu uiteți în zi de cebre, activitățile care sunt să-și facă rost să pună, care m-a încântat să văd în zi de cebre la balcoane, la geamuri, la porți, unde nu vreți ei, să văd arborat în România, bineînțeles că aici am fost să văd. Teatrurile și atunci asta. Vedeți, cât români mai există români? Că cetățenii români sunt mulți. Da. Cu inima adevărată de român, atunci putem vedea acela care nu pune de teatru. De tricolorul ăsta, americanii nu pun, dar tot sunt multe. Ok. La bine, vă salutăm. Mulțumesc, o seară bună, Doamne ajută. Rugați-vă la Domnul Dumnezeu pentru mine, dacă o explica, aceea este vestitul meu. A murit de rău pentru țară, nu prin spărtare din sânge, prin trup în suflet pentru statul român, pentru ghiria strămoșească și a dat păstrămoșii. Și n-a murit op și pe Gheorghe, a murit de rău. Mulțumesc, o noapte bună. Noapte bună. Da, l-am avut pe domnul Ion Buțean în direct de la Baia Mare, omul care, bineînțeles, omul care se ocupă cu greva foamei acum la ora asta, este omul care, deci cel care este nemulțumit pentru factura de la apă și are foarte mare dreptate pentru că se plătește, se încasează TVA de două ori și nu este și normal. Atâta timp cât eu plătesc TVA la intrarea apei, să mai plătesc o dată TVA la dejeții. Dar v-am pus și este pe pagina mea, au făcut ăștia cacometre, așa se cheamă, deci un WC special, care o glumă, bineînțeles, o glumiță, pe care vor să-l monteze românilor, în momentul când merg la WC, să poată să și trage apa, să poți să plătești și TVA-ul. Deci astea sunt lucruri care, păcat că cu lucrurile astea ne discutăm acum la ora asta, dar așa fac românii ăsta, aștia vor ei pentru noi, pentru cei care suntem prezenți aici. O să-i spun o dată domnul Nicu Pantea că noi nu suntem apatrizi, pentru că dacă vei insista și tu și domnul Liviu Sterdenciuc, o să vă elimini din chat, noi avem nevoie de liniște, avem nevoie să discutăm. Bă, că sunteți gălăgioși, nu veniți la subiect, domnul Sterdenciuc, Natale, n-ai pus 5 bani pentru partidul ăsta. Și aveai pretenții să dai un membru fondator afară. Deci, ca să spun, deci partidul, stai liniștit, că merge înainte, să scrie, nu trebuie să știi toți să faci ce facem noi. Că până acum le-am spus la celor care ieși la Matale, te interesează pe Matale și pe domnul Pantea ce facem noi. Nu, stai liniștit, că atunci când o să fii înscris, o să vin și o să vă spun multe, partidul este înscris, la revedere, funcționează. Da? Dar până atunci, haideți să discutăm despre treburile noastre, să salutăm și pe domnul Colocaru Simeon din Spania, uite, un om fidel care a rămas pe locul lui acolo, domnul șeful nostru din Spania. Îl salutăm și pe domnul Sorin Budacan, care a intrat și dumneavoastră în direct. Domnul Pavel Mengu, dacă aveți ceva de întrebat, vă răspundem la întrebări, nu că v-am plictisit, nu avem ce face și noastră la un moment dat, dacă ați solicitat să intrați în direct, vă dăm posibilitatea de a intra în direct și am putea discuta. Văd pe colajul noastră semnul regal. Eu nu știu dacă ar trebui să discut acest, să deschid acest subiect. Totuși o să-l deschid pentru că, vedeți noastră, în momentul când spuneți că noi v-am plictisit, noi nu v-am plictisit. Trebuie să vedem ce vrea România. Și pentru asta vă pun tuturor o întrebare. O întrebare de baraj, o întrebare pe care vreau să văd cei 50-51 de membri care sunt prezenți aici, cum gândesc. Dragilor, cu toții sunteți de acord că domnul Traian Băsescu a terminat cele două mandate
cele două mandate de 10 ani pe care le-a avut ca președinte și credem noi, spunem noi în mintea noastră că am scăpat de domnul Băsescu. Eu, întrebarea mea pentru dumneavoastră, pentru toți cei care sunteți aici prezenți, pentru că eu am mult mai multe informații decât aveți dumneavoastră, așa, este următoarea. Sunteți pregătiți să-l acceptați ca președinte încă o dată pe Traian Băsescu? Sunteți de acord cu candidatura domnului Traian Băsescu la funcția de președinte a României? Întrebare. Deci, eu vă spun foarte serios, pentru că în momentul în care am început această discuție, eu știu de ce am început-o. Domnule Pavel, pentru întrebarea a fost pentru toți, vă gândiți și răspundeți. Pentru domnul Paul Mengu, vreau să spun că Casa Regală nu a rezolvat și nu va rezolva niciodată situația României. Pentru că nu avem o dictatură sau o monarhie absolută, ci avem o monarhie constituțională. Deci Casa Regală este șantajată și întreținută la această oră de către PSD, partidele de guvernare cele mari, care vor susține, dau un exemplu, Cioloș, care a pus coroana de fier a steagului regal pe tricolorul românesc. Deci asta se știe de când a venit Cioloș la putere, ce se insinuează. Se așteaptă ca ultima carte care trebuie jucată, în cazul în care românii nu mai au curaj să-și înființeze vreun partid, să-și se ridice din bocirlă, că eu avertizez pe domnul Pantea și pe Serdenciu și pe toți ceilalți care, dau un exemplu, care nu conștientizează la acest moment acest lucru, că suntem pasibili de intrare iar într-o mare gogoașă cu această clasă, cu această casă regală. Nu pentru faptul că nu ne-ar place nouă casă regală, nu pentru că pentru faptul că noi nu am dorit un rege, atenție, dar rege care se conducă, deci nu un rege, nu un mai patricioi, condus de către, în continuare, de către cele două partide care s-au perindat timp de 27 de ani de zile la putere. De-aia trebuie să fim realiști, să fim cât mai realiști. Trebuie să găsim punctul de plecare zero, de la care noi absolut toți trebuie să ne unim și să mergem mai departe. Bineînțeles, fără un lider nu o să putem face acest lucru. Nu că sunt eu cel mai bun lider, v-am explicat, aștept pe cei care se consideră că sunt lideri și că vor să se bată cu mine, să vină cu programele lor, le discutăm, vedem care este, le supunem la vot, cel care este mai bun, acela se conducă și mergem mai departe. Domnul Budacan, asta a venit domnul Nicu Pantea, sunteți penibil, domnul. Nu e o problemă. Deci eu nu am nimic nici cu domnul Budacan. Dacă dumnealui are... Noi deocamdată avem ceva de rezolvat asupra unui proiect. Adică în ideologia noastră nu prea suntem pe aceeași linie de plutire. Da, cu domnul fost președinte am luat-o prin speclă grav de tot. Băsescu, Ilescu, Constantinescu, cu sculpture lângă Ceaușescu. Da, mai că eu vă mai întreb o dată, atenție! Atenție, lume! Eu vă mai spun încă o dată această întrebare. Sunteți pregătiți să mergeți la vot, să-l votați președinte în momentul acesta pe Traian Băsescu? Deci aceasta este întrebarea la care aștept răspuns de la dumneavoastră. Sunteți pregătiți la această oră să mergeți la urne să-l votați președinte pe Traian Băsescu? Domnule Timon, aș mai vrea să mai aud odată sloganul să trăiți bine. Păi, vedeți dumneavoastră, lucrurile... Da, domnul Robert Gheorghe Muraru ne spune că domnul Băsescu a avut timp să demonstreze, a demonstrat, am trăit bine, dar nu mulțumesc. Eu vreau să vă spun o treabă, credeți-mă, din toate punctele de vedere, România îi se așează, acum, da, o salut pe doamna Daniela Cherecheș, de acolo din Sicilia, îi spunem
multă, multă sănătate și fericire. Chemați-vă toate prietenele noastre aici la apelul de seară, pentru că aici sunt lucruri destul de importante care se discută. Mai avem și anumite personaje care din când în când ne mai încurcă. Bună seara domnului Petre Ișman, care spune nici să nu aude Băsescu lacomul lacomilor vicleanul vicleanilor. Problema este, dragi români, că la această oră domnul Băsescu este pe cai mari. Deci a făcut el ce a făcut și a reușit să înființeze un partid satelit în Republica Moldova și pe aceeași lungime de undă pe care, care a făcut-o Alexandru Ioan Cuza, noi românii vom fi puși în fața faptului împlinit. Adică noi vă spunem că deja Putin, Casa Bianca sau Casa Albă de la Moscova, ca să mă refer așa, au dat linie verde, au dat una undă verde, deci prin ambasadorul Rusiei de la București a spus că puteți trece la un referendum să vedeți dacă România dorește unirea cu Republica Moldova. Deci, prin urmare, lucrurile sunt deja plănuite, lucrurile sunt făcute, deci vom asista la un referendum. Bineînțeles că românii vor spune da, ok. Ce veți face în cazul în care domnul Traian Băsescu va fi ales în Republica Moldova ca președinte? Întrebare pusă pentru absolut toți românii care la această oră încă nu înțeleg cum stau lucrurile. Întrebarea foarte adevărată, pertinentă, o întrebare pe care serios acum o punem tuturor românilor din întreaga lume. Ce veți face în momentul când veți ajunge la urnă și îl veți găsi pe Traian Băsescu ca și președinte la alegeri? Veți vota? Veți merge la acel vot? Atenție că riscant să aruncăm în aer, deci vreau să vă spun un lucru, riscant să aruncăm în aer chiar și unirea cu Republica Moldova, că în cazul în care românii noștri nu vor vrea să-l voteze pe Băsescu, vom pierde ocazia de unire cu Republica Moldova. Haideți la această oră să ridicăm mingea sus la Fideu și să vă văd cât de patrioți suntem și cam ce credeți că trebuie făcut, pentru că, atenție mare, eu vă spun sincer, nu este de glumit cu această informație pe care eu v-am dat. Deci vă garantez 100% că Traian Băsescu intenționează să mai candideze odată pe listă. Nu are dreptul, dar datorită faptului că el va fi ales în Republica Moldova, dau un exemplu, dacă va fi ales, dacă lucrurile vor sta exact așa, cum și-a manifestat dorința Uniunea Sovietică ca România să facă referendum, să vadă ce spune lumea despre unire, obligatoriu Traian Băsescu va candida în Moldova, Republica Moldova, și dacă va fi ales în Republica Moldova, automat în România se vor face demersuri pentru ca Traian Băsescu să fie și pe lista președinției, pentru ca să primească vot și să se unească Republica Moldova cu România. În cazul în care noi vom refuza să-l votăm pe Traian Băsescu, vom pierde definitiv Basarabia, este posibil și un joc al Moscovei să fie ăsta, să îl facă pe Traian Băsescu să candideze, lumea să nu fie de acord, dar lucrurile astea trebuie să preîntâmpinate înainte de a se ajunge la această mișcare. Deci vă spun cu toată responsabilitatea că lucrurile nu sunt chiar atât de simple după cum ne imaginăm noi, iar acestea sunt subiecte care trebuie să discutate și nu subiectele aduse de către domnul Liviu sau de către domnul Stanciu, nu Stanciu, cum îl cheamă, domnul Pantea, care doresc să fie băgat și în seamă la rândul lor. Așteptăm să vedem ce răspunsuri veți da dumneavoastră. Ce credeți că trebuie făcut ca să împiedicăm aceste lucruri? Domnul Pavel Mengu, nu vă gândiți dumneavoastră
că noi pierdem audiența. Noi aici discutăm de lucruri extraordinare, deci nu discutăm despre, în momentul când v-am spus de regalitatea României, sunteți dumneavoastră regaliști, nicio problemă. Știți câți prieteni am eu regaliști? Știți că noi avem oameni care ar trebui să, dau un exemplu, ar trebui să fie șef în partidul nostru? Și că nu că ar trebui. Deci încă nu mi-am dat, nu le-am aprobat decizia pentru a veni în partidul nostru, pentru că vreau să lăs la latitudinea lor atunci când se vor lăsa de monarhie, de casa regală, pot face pasul să intre în Forța România. Abar n-aveți. Vreți să vă dau nume? Oameni importanți. Deci eu vreau să vă spun oameni importanți. Nu vă gândiți dumneavoastră că casa regală sau regalitatea România va rezolva ceva. Un singur lucru vreau să vă avertizez și să vă spun, domnule Pavel Mengu, de ce casa regală londoneză, prințul Charles, vorbește de fiecare dată și face reclamă Ardealului doar și nu României. Și cu asta, cred că, nu mai spuneți mie că pierd audiența, că v-am explicat. Nu mă interesează dacă dumneavoastră te superi și pleci. Nu voi pierde audiență. Nu mă interesează că pleacă un om sau vine altul. Eu vorbesc lucrurile reale, care sunt reale. Deci în momentul când vine Charles în România și se duce în Ardeal, după aia spune că eu sunt nepotul Vlad Țepeș și că el e nepotul Vlad Țepeș, Vlad Dracu, care era din țara, se trage din obârșia țării românești, dar nu face reclamă pentru România, ci face reclamă pentru Transilvania. Iar dumneavoastră vreți să-mi spuneți că eu trebuie să susțin casa regală. Păi suntem oameni, suntem patrioți sau ce suntem? Deci la fel vă spun și chestia cu, v-am explicat chestia cu președintele. Guriță Vasile, dacă ne unim cu Moldova, președintele va fi pus din patria mamă. Este posibil, domnul Guriță, domnul, problema este că și domnul Băsescu face parte din patria mamă. Și dacă va fi ales prima oară în Moldova, după aia o să vedeți, o să vă treziți cu surpriza pe care eu v-am spus-o, înregistrați această emisiune de astăzi, pentru că va fi o emisiune istorică, nu mai e mult până în 2019, va fi cea mai istorică emisiune pe care toți au, pe care cineva a anticipat-o de la început. Deci eu vreau să vă spun, nu ratați să înregistrați această emisiune. Și țineți minte ce vă spun eu. Este foarte, foarte posibil ca rușii să se folosească de Traian Băsescu tocmai pentru ca Moldova să nu fie unită cu România. Sunt foarte multe lucruri pe care noi românii le vom suferi, vom fi puși în fața faptului împlinit, tocmai din acest motiv. O să vedeți, fiecare la timpul lui are timp să vadă toate aceste lucruri. Da, mergem mai departe, lăsăm discuțiile astea contradictorii, cine vine, cine nu vine, cine rămâne, cine nu rămâne. Noi ne-am săturat, deci de fiecare dată vin. Cei care doresc să vină să rămână în Forța România, rămân în Forța România. Cei care doresc să înființeze Asociația Agricolă Dacia Liberă, o vor înființa fără niciun fel de probleme, pentru că nu sunt probleme. Ați înțeles? Deci nu există restul, bla bla, rămâne bla bla. Fraților, a venit ora în care eu deja trebuie să mă pregătesc pentru decolare. Vreau să merg la somn pentru că mai târziu plec la lucru. Și plec la lucru și pentru că plec la lucru da, am citit un mesaj de acolo de pe plec la lucru și va trebui să fac 700 de kilometri, îi fac pe fiecare seară. Tuturor vă doresc o seară plăcută, noapte bună celor care doresc să doarmă, serviciu și celor care merg la lucru. Dumnezeu să vă ajute, multă sănătate, fericire, pace, ori pe unde vă veți înturna. Dumnezeu fie cu voi,
Trăiască România liberă și independentă, trăiască poporul român în pace cu toate popoarele lumii. Nu uitați că aici la apelul de seară suntem pregătiți pentru schimbarea României. Nu uitați că chiar dacă suntem puțini, mai târziu vom deveni mulți. Suntem mulți, dar sunt foarte mulți care nu au curaj să vorbească, ne urmăresc, stau, se uită la noi, nu comentează pentru că se tem să nu-i vadă securitatea, să nu-i vadă primarul, să nu-i vadă directorul de școală, să nu-i vadă directorul de spital, să nu-i vadă șeful de post și așa mai departe. Dar avem suportul lor, suntem conștienți de acest lucru, suntem conștienți că îi reprezentăm și că vom lupta pentru ei până la capăt. Pentru toată suflarea românească, din tot sufletul Hora Unirii, imnul Partidului Poporului Forța Unirii pentru noastră, Doamne ajută, pe curând niciodată, la revedere, ne vedem mâine seară la orele 20 ore României, orele 19 ore Italiei, aici la apelul de seară. Doamne ajută! Thank you.